Adrian Enache. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Elena Cristea a fost cea care v-a descoperit, nu? Trupa Talisman, nu? Nu ea a început să vă ajute la... Nu, ea a început să ne ajute cu festivalul de la Mama Aia, cu La Cerbul de Aur și a pus umor acolo și Laura Stoica, Dumnezeu să o ierte. Da, Dumnezeu, mari voci, mari. Laura Stoica, mi-aduc aminte, și cu Elena Cârstea, da, m-au luat de mână, ieri se făcea o emisie cu Gina Stroian pe la TVR. 5 de 10 pentru nu, sus, nu, sau ceva. Nu, de, care de, deași, de ceva. Crăciun. Nu. Erai și tu în... Da, da. Marcel Pavel era Cotabiță. Temișan, Cotabiță. Da, da, Temișan. Și am cântat cu voi prima dată, am cântat la TVR și Backstreet Boys? Aia, parodia după Backstreet Boys? Nu, era un cântec de Crăciun. De Crăciun. De Crăciun, era un cântec cu 10 artiști, nu știu ce. Și a venit Pavel la mine. Frățioare, tu de unde ești? Că îmi place cum cânti așa. El fiind toboșar la vremea. Nu era, nu, cânta... Știi ce bine bate Marcel? Știu. Și cântă și cu pian. Da. Și cu pian, păi are conservatorul. Da, mă, și a fost o gașcă foarte mișto, dar numai muzicieni și voci, unul și unul, recunoaște. Elena Cristea ne lua după ea, deci avea un spectacol la Brașov, la Aro, nu știu, dau un exemplu acum. Da. Ce ai zis cu mine? Și noi eram niște doi pipiroi, doi tiriplici de copii, de puștani. Nu, mergeți cu mine. De ce? Să vă prezint la lume. Să vă prezint. Să vă prezint lume. Ce suflet mare are Elena. O iubim, Elenuca, te iubim. Elena, te iubim și te pupăm de aici. Să fiți sănătoși și abia așteptăm să ne vedem, că ea mai o să mai vină prin România. Sper să vină, să dau de ea. Singur, atât de singur, simt dureri pe care nu mai pot să le... După ce constați că fratele tău te-am fi cuțit în spate. Da. Și nu mai funcționează. Știi că și în cuplul la căsătorie. N-ai simțit asta în atâția, niciodată așa vreo tentativă. Am mai simțit eu așa, de umor, n-ai o tentativă. Am mai simțit eu așa, l-am mai scuturat de câteva ori și am mai revenit. Dar acum era prea... Deci s-a ajunsese prea... Și care era motivul? Că nu. Pentru ce să faci așa ceva? Că nu cred că de la bani. Nu cred că de la bani. Nu de la bani, că nu banii erau problema la noi. La noi era o problemă cu... Dintr-o dată, după 10 ani, au început orgoliile. Mamă, eu sunt mai deștept, sunt mai frumos, sunt mai nu știu ce. Și ce construiam eu ziua, el dărâma noaptea. Meșterul manual invers. Da, era invers. Invers, meșterul manual e loaded. Și mi-a dat seama că nu mai e. Avea familia lui, avea lumea, au dat tot dau cu... Răjel din astea, că din cauza lui nevastă asta, știi care, și le-am spus la toți așa, și spun și acum. Dumnezeu, eu n-am cântat cu nevastă asta. Corect. Deci eu n-am avut întreprindere cu nevastă asta, eu am avut întreprindere cu el. Dar tu ce crezi în sinea ta așa? Te mai împaci vreodată cu Alin? Niciodată. Nu poți. Să nu spui niciodată, să nu spui niciodată. E bine să nu spui niciodată, dar nu îmi doresc. Eu nu vreau să fac nimic, niciun scandal, nu mă interesează absolut nimic, niciun scandal. Nu vreau să aud. Și am hotărât așa. L-am condamnat pe Alin Oprea la uitare. Ceea ce în ziua de astăzi observăm. Da, e mai grav decât să fii condamnat. Deci, lacrimi, nopți, lacrimi. Și în inima mea doar lacrimi. A venit cineva care ne-a oferit 100.000 de euro la amândoi să facem un singur spectacol. Să faceți ABBA odată și gata. Da, să facem 100.000 de ori. Deci sponsorul e un prieten al meu. Trăiește, e prieten, e ok. Băi, ideea, mi-a oferit 100, zis, uite, vă dau 100.000 de euro. Eu nu știu, bilete și treaba asta nu mă interesează. Eu pun banii ăștia jos. O instalație, ce lumini, ce ecrane, tot ce vreți voi, tot ce instalație vreți voi, să faci odată spectacolul ăsta. Și am refuzat. Tu ai refuzat. El ar fi vrut. Păi el de unde să știe, că el nu știe. Era prietenul tău. Cu mine a fost discuția, pentru că eu eram și managerul formației. Alin nu prea dormea până la 3 ziua. Nu știa unde e biroul. Niciodată n-a știut. Și ce mă contrarează cel mai tare este faptul că el și-a trecut toate la OSIM și a trecut toate piesele pe numele, el e formația Talisman și toate piesele sunt pe numele lui. N-am să te uit niciodată, n-am să te uit niciodată. Te voi păstra în sufletul meu, în inima mea. Foarte frumos. În inima mea. Eu nu mai aveam nimic de treabă, adică, efectiv... Ia mă, dar o aveai pe Ema.
Încă nu aveam pe Ema. Dar, mă rog, în fine, așa. Și stăteam cu Ema în fața unui magazin și număram banii aia de 50 de bani și ne gândeam, ne socoteam dacă avem bani de două banane sau de una. Și nu glumesc. Singur, atât de singur, o viața mea. Simt dureri pe care nu mai pot să le. Lacrimi, nopți în lacrimi și inima ta. Să vă spun ceva care pe mine deci mi-a marcat drumul în viață, drumul ăsta de a mă face cântăreț, artist. Și o mare mândrie pentru mine. Când am terminat atât de singur de cântat în studio, bagă Adrian Enescu, Dumnezeu să-l odihnească acolo unde o fi, bagă capul pe ușă și zice, cine cântă astea? În română. Eu nu știa, nu aveam niciodată. El avea treabă, nu știu ce, cu... Doru Căplescu, el era cu... Da, da, da. Și bagă capul pe și zice, Mișu, cine cântă, mă, cântecul ăsta? Eu la Mișu, la ăștia doi, să joacă și ei pe aici, adică el ne-a minimalizat puțin așa. Ăștia doi. Sunt români? Ce? Da, mă, ăștia doi de aici. Să uită, puștiule, tu cânti așa? Da. Nu-mi vine să cred. Bă, când mi-a zis ăla, deci mi-a scăzut tensiunea că am crezut, prima dată am crezut că ne-a, zic, a, mă, ce dracu cântați voi. Zice, ești genial, puștiule, dacă tu cânti, dacă tu nu-i calculator, nu, domne, noi acum am imprimat. Și vocile alea cine le-a orchestrat? Asta cu Adrian Enescu mi-a marcat viața, deci... Adrian Enescu, Adrian Enache, toată viața ta ai da, fost da, Adrian, printre regi, da, da, da. Printre zei. Bă, a zis Adrian Enescu, zice... Ăștia sunt singurii artiști. Dar tu auzi ce cuvinte a spus omul ăsta. Ăștia sunt singurii artiști pe care eu i-aș asculta în România. Din România, pe ăștia, pe băieții ăștia doi, eu aș sta să-i ascult. Și știți ce a făcut? Bă, e incredibil. Uite, mi se scoală păr pe mine. Mi-a lucrat vocea. A făcut niște dale așa lui Mișu. Mișu nu prea avea chef așa el. El ne ajută așa, nu prea el late. Și mi-a reglat atât de bine vocea, care se aude acum pe album. Adrian Enescu a pus o mână de aia de la Dumnezeu, a pus așa, a făcut trei din alea și a zice, acum sună vocea senzațională. Că nu mai știe că primul album în viața lui e făcut vocile și orchestrat de mine și de Alin. Nu știu. De mine și de Alin la Gheorghiu în studio. Așa, cum să nu știu? Mai știi? Dar cum? Bă, n-ai uitat să mor tu! Niciodată! Mai ții minte că la un cântec primul vreți la cântat eu pe altul? Da! Nu știa să intre! Da. Zic, bă, avea un timp așa ciudat. Și aveam tot pam, era bă, nu e bine, mă. Și zic, Enache, stai să-ți explic. Și-a luat tonul lui cum cânta el. Exact cum face. Exact așa cântat primul vers. Pe album, e primul vers cântat de mine, nu se prinde lumea. Da, mă, cum să uit? De-aia te-am și invitat. Asta cu Adrian. Mulțumesc, ca să știi. Era la final asta, dar dacă ai dat-o acum... Păi mă duc să, da, mă duc să-i să trec la Olt. Și pa mea, mândră cu tot. Și pa mea, mândră cu tot. Pe umeri pletele curg mlădiei ca un spic de grân, cu șorțulețul prins la brân, o dragă. Era mic, aveam 16 ani. Și cântam la un... M-au luat unii de acolo, aveam o formație și în Târgu Jiu. Și m-au rugat niște țigani lăutari. Eu am crescut între țigani lăutari pe acolo, pe la Târgu Jiu. Mari lăutari, adică da, tapotă, cu ești, tot, mulți pe acolo. Cântam la un restaurant din ăsta, o terasă asta mare, într-un parc, pe frumos. Și eu, câtă muzică ușoară. Dar ăștia țiganii lăutari să luau și după mine
Nu, normal. Știau ei da. Muzică ușoară. Cântam ce... Asta cu Europe, cu ce aveam eu în capul da. Meu ce pe vremea aia. Și cântam eu așa cu tare. Vine unul cu vioara. Bă, deci nu pot să fiu unul neamarin. A murit Dumnezeu să-l odihnească. Era prima dată la nuntă, când m-a luat cineva la nuntă pe mine. Vine unul cu vioara. Era un lăutar, s-a uitat de pe bancă, din parc, s-a uitat la noi. Și zice, auzi mă, gagiule. Ce faci sâmbătă? Mă, ai ceva sâmbătă. Dar eu de unde trec ăsta, că eu nu aveam nimic. Adică nu aveam nuns, dar... Ai ceva sâmbătă să te iau cu mine să cânti? Bă, două zile am cântat. Și noaptea, mamă. Da, eram terminat. Lovit în aripă. Vin acasă, îmi dă neamarin ăsta, îmi dă banii. Mi-a dat 1600 de lei. Mamă, stai puțin. Vin cu banii acasă și mi-a dat și ce luați el ciubuc pe acolo. Și de 25 de lei și de 50. Și vin la mama, Dumnezeu să o linească pe mama. Am avut o mamă, mân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 
și vin cu tancul de bani. Obosit, era, nu mai trebuia nimic, nu mai am ceva să mănâncă, nu mai știam cum mă cheamă și număra mama. Așa, deci ăștia, așa. Ce auzi, dar eu am numărat 1600 de lei. Zic, păi da, ca atât. 1600 de lei. Salariul ei, bă, pe o lună. Da. Vine tata. Auzi, bă, omule, tu știi câți bani a luat fitul la nuntă? Cât? 1600 de lei. Erau ca acum, să zic, 16 milioane acum. Da. Mai puțin, puțin, 1600 de euro, cam așa ar veni acum, da, la ora asta. Da, 1600 da, de euro. Știu. Zice, știi câți bani a luat fitul? 1600. Tăi că mi zice, haoleu, cum adică? I-ai numărat bine? Da, 1600 de lei a luat. Pa, hai înapoi. Se duce înapoi bani. Hai bă, înapoi la țigări. Dar ce s-a întâmplat, domne, că am muncit, am cântat. Bă, ai înapoi. Ai înapoi, da, s-a păcălit țiganul. Zice, ai înapoi, că n-am vine ea pe la poartă pe aici să-mi țipe, să-mi strige. Ai înapoi. M-am urcat, bă, m-a certat că, bă, tată, dar nu înțeleg, mi-a dat omul bani, el și-a oprit banii lui. Hai înapoi. Te-ai dus înapoi? Mă duc înapoi. Iată, deschide la stătea la blog, Marius. Scoate-l de acolo, că... Nu, e film, stai să-l... Tata, sunt într-un podcast, într-o filmare și te sun eu imediat într-o jumătate de oră, ok? Bine, hai, te iubi. Te pup, Mario. Te pup, Mario, da. Fiată. Și... Pune-l pe ăsta, să e mai puse. E pus pe să nu mai puse, da. La bebel, de la așa. Răsună la ușă, răspunde Nea Marin cu vioara. La... Tata era... La Marin era mică și... Da. Da, domnul. Camionul. Zice, domne, hai să-ți explic ceva. Dumneata, am impresia că ai greșit cu banii. Bă, și începe țigarul să se plâng. Domnul Gigi, îmi cer scuze, îi dau și mai mult, am luat puțin bani acum, dar data viitoare îi dau mai mult. Jur, să mare familie, îi dau mai mult. Ăsta tata s-a șocat. Ce, nu, domnule, bă, mă, puțin, că eu am venit să te întreb altceva. I-ai dat 1600. Da, atâta, mă, că ești gura lui. A cântat și nu prea știe până învață. I-a dat așa mai puțin. La tata s-a blocat. Și ați puțin? Adică? Cum ați că mai puțin? Puțin? Că am crezut că ai dat prea mult. Am crezut că ai greșit. Nu, am greșit atâta. Că, na, era și el la început acum. Lasă scuza. El să tot scuza. Da. Și tata, bă, tu n-auzi de ce am venit eu, tu nu înțelegi? Eu am venit că i-ai dat prea mult. Nu e dacă am ucit copilul, să moară familia, am ucit copilul, a cântat. Domne, cântă frumos, domne. De la mai tăi, să scape de frică de tata. Da. Și zice, cum și-ai dat o mie? Da, tata viitoare, jur, să moară familia. Îi dau cea mai, îi dau mai mult, dau 2000, jur. Ți-e frică de ceva? Ai vreo frică? Da, de avion. Serios? Da, nu mai merg în turneu, da, în America. Mă cheamă în continuu. De ce să ți-e frică? Că mi-e frică de avion. Cum te vezi la pe? Era să cădem o dată cu avionul și de atunci m-am speriat. Eu fiind pilot de avion. Ai, am uitat să vă spun. Ai făcut la Bobocu? La Buzău? Nu, am făcut la Craiova, de planor și... La Deveselu acolo? Da. Și am planor, am condus la manșe. Planor și avion bimotor. Și nu pot să zbor, nu pot să morc în avion. Pe la nameni osi nami me progosi Felona sa cu un amules pos magapa Felona meniosis Nami mescotosis Espos desde liosa nosa Sangiama Ya sa! Da, nu sta departe. Vino la live-ul, nu e nache. O să cântăm să îți ajungă. Cu noi e Marle, Mao, de left stângă.
Muzica e dulce, frate. Aici la Life-ul lui Enache, cu nectar și cu polen, a venit Daffy Coleniu. Tap tap, tac tac tap tap, tac tac, tac 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 tap. Și în fiecare an vine Daffy de la Talisman. Oh! Are și solo nebunul. Da, da, doamnelor și domnilor, bună seara! Ia, uite, încă o ediție de colecție. Cu una din cele mai bune voci masculine din rock-ul românesc, Daffy Colen. Bună seara, bine ai venit, mă, Daffy, mă, bine ai venit la Life-ul lui Enache, frate! Tare mult mă bucur! Bine te-am găsit! Doamne ajută. Paul de left stânga? Cum mă de left stânga? Asta de left stânga, da. Păi, păi, am vrut să întreb, o știi toată piesa asta? Da, păi am făcut-o pe loc așa, tot așa. Pe loc le fac la toți invitații. Asta e frumusețea, se improvizează mult la aici la live-ul lui Enache, știi? Asta e și frumusețea, da. Și vreau să spun că la început, asta mă bucuram, eu nu prea eram prea cam sceptic așa, că eu făcând emisiuni de televiziune, am zis, bă, cum să trec eu pe online? Nu eram prieten cu online. Bă, când am văzut, dragă Daffy, că la online și la live-ul lui Enache se uită 30-40 de țări cu oameni care ne cunosc sau ne cunosc acum prima oară și ne-au invitat și mi-am luat vreo 10 nunți cu Paul de până în Havana, în Cuba, ne-a luat în Mexic, de aici, de la live-ul lui Enache. Și am zis, frate, stai că e treaba mișto. De la Pepe mi se trage, să-i dea Dumnezeu sănătate. El ne-a învățat, ne-a... Da, da, la Pepe, sună impecabil. Vi-a zis și lui Dan. Bine, ăla e nebun. Nu știu ce. Da, 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 da. Dar uite că ăsta e viitorul, știi? Și mi-a plăcut. Domne, foarte mult. Nici eu nu eram la... Nu? Nu? Cu ăsta, cu online. Online-ul, cu... da, da. Da, o nevastă de-asta atomică. Da, o Ema, care... pe Ema de la Zoo. Și am, la început n-am înțeles de ce e așa preocupată de... Da, da. Are și ea un podcast foarte mișto, foarte, foarte urmărit. Penetrezi în toată lumea. Da, da, știi care e treaba? Fiimiu, nevastă mea, stătea cu gura pe mine. Bă, online, acum totul e... Da, da, da. Fost niște filmulețe, lălă, ieși tu prin studio, vezi acolo, pune-te pe online. Nu eram la început așa, nu eram... Da. Acum vezi că... Până la urmă... Da, de-aia vreau să vă anunț... Să fiți pas cu moda, că n-ai ce se face. Da, normal. Să vă abonați pe canalul meu de YouTube, dați share și coment la aici, la live-ul lui Enache, pentru că noi vă răspundem. Tot ce vreți să-l întrebați pe Daffy Colen despre Alin Oprea, el vă va răspunde, nu-i nicio problemă. Dar cel mai mult, cred că noi vă vom povesti despre Elena Cârstea, iubita noastră, prietenă, o mare voce a României, care acum trăiește în Statele Unite. M-am întâlnit cu ea în turneile americane și am și cântat cu Elena. Măi, să știi că ultima oară... Ultima oară n-a fost chiar bine, a trecut de un hop. Au dat și pe la televizor, da. Da. Și a trecut cu bine, problemă la respirație. A mai cântat, dar mai rar. Nu s-a mai ocupat cântat? Așa, nu prea. Bă, am avut eu un concert la Miami și a venit și am cântat acolo împreună și am vorbit de... Elena Cârstea a fost cea care v-a descoperit, nu? Trupa Talisman, nu? Nu i-a început să vă ajute la... Nu, ea a început să ne ajute cu festivalul de la Mama Aia, cu La Cerbul de Aur și a pus umor acolo și Laura Stoica, Dumnezeu să o ierte. Da, Dumnezeu, mari voci, mari. Laura Stoica, mi-aduc aminte, și cu Elena Cârstea, da, m-au luat de mână, să făcea o emisie cu Gina Stroian pe la TVR. 5 de 10 pentru nu, sus, nu, sau ceva. Nu, de Crăciun. Nu. Erai și tu în... Da, da. Marcel Pavel era Cotabită. Temișan, Cotabită. Da, da, Temișan. Și a venit Laura, m-a luat de mână și m-a băgat în... Gina, știi cum cântă băiatul ăsta? E ceva senzațional. Aia Gina, bine, mă, da, hai că avem treabă să... Dar măcar și părul era important. Am cântat, părul, da. Părul tău, nu l-aveau 10 femei. Frumos, să aveam părul alung, păr. Așa. Mamă, părul, o să ne cânte melodia cu părul, da, cu părul prelungă. Și am cântat cu voi prima dată, am cântat la TVR și Backstreet un cântec... Backstreet Boys? Aia, parodia după Backstreet Boys? Nu, părul, era un cântec de Crăciun. De Crăciun. De Crăciun, era un cântec cu 10 artiști, nu știu ce. Și a venit Pavel la mine. Frățioare, tu de unde ești? Că îmi place cum cânti așa. El fiind toboșar la vremea. Nu, cânta... Știi ce bine bate Marcel? Știu. Și cântă și cu pian. Da. Și cu pian, păi are conservatorul. Da, mă, și a fost o gașcă foarte mișto, dar numai muzicieni și voci, unul și unul, recunoaște. Elena Cârstea ne lua după ea, deci avea un spectacol la Brașov, la Aro, nu știu, dau un exemplu acum. Da. Ce ai zis cu mine? Și noi eram niște doi pipiroi, doi tiripliși de copii, de puștani.
Nu, da. Mergeți cu mine. De ce? Să vă prezint la lume. Da. Să vă prezint. Să vă prezint lume. Ce suflet mare are Elena. Cântăm, o iubim, Elenuca, te iubim. Elena, te iubim și da, te pupăm da. De aici. Să fiți sănătoși și abia așteptăm să ne vedem, că ea mai, o să mai vină prin România. Sper să vină, să dau de ea. Să, da, dar voi scoțeți piesa aia care a rupt toate inimile la fetelor. Gigi, da, da. Le atât de sigur, la studiu. Mare, fii atent, și prima dată, dai seama ce, ce viață, ce evoluție am avut, ce viață, evoluție de... am avut o viață destul de grea, nu eram sărăcuți, eram amărâți, eram... Toți gigoloii din România erau la mare, ca să vă spun, să vă da, spun pe Adrian. Da, nu, de asta, nu. I'm just a gigolo. Ne-a luat Gigi Gheorghiu la... Fii atent, zice, băi, fii atent, la terasa asta cântați pentru cazare și la, la terasa asta cântați pentru mâncare. Trei cântece aici. Noi când am auzit trei cântece, mamă, ce mișto, și ne dă cazare și masă, da. Și tu ai trei cântece? Da, trei cântece pe seară. Oh, ce mișto. Cântam la, zice, aici cântați la terasa asta pentru cazare și, la, și masă și aici cântați pentru... Luați și voi 300 de lei din aia albaștri Bălcescu, mamă. Din aia de fiecare. Îți dai seama că nu mai puteam de bucurie. Deci am luat 600 de lei. Nu eram încă talisman. Nu era așa. Încă nu. Și după aceea am scos noi piesa. Știu că spunea și Romică Țociu același lucru și când am fost în America. Da. Că și el făcea tot la fel, cânta. După aia au început să facă parodii după piesa asta, cu numele de comedie. Atât de singur, în dormitor, cum ești singur? Hey, mă, bine că au făcut, adică care am dat de mâncare la multe hit, formații cu piesa. Super niște, hit, super niște cântece, hit. Adică... Vreau să spun că Diana, fiica mea, care e DJ la Național FM, vă difuzează și, măi, tot timpul spune, băi, câtă lume încă fredonează la volan, sună băieții, de vă drum, oh, ce mișto, talisman! Deci aveți un mare succes cu piesele voastre și acum, pentru că sunt scrise foarte bine și ca să fac o paralelă, respectând dimensiunea fiecăruia, eu în America când merg cu Paul în turneu și în Vegas ascultăm, ce crezi, Michael Jackson, piese de acum 20 de ani, dar sunt scrise atât de bine, se dau la radio, nicio diferență cu piesele de azi, așa și voi, piesele voastre sunt foarte bine scrise. Ia dă-mă la minor. Ia uite, fii atent acum. La minorul de tablă groasă de la Roman. Ia să vedem la minor. Singur, atât de singur, simt dureri pe care nu mai pot să le... Asta era o fiță. Da. Deci știi de ce am făcut fița asta noi? Da. Primii care am făcut chestia asta. Da. Era neclar. Bă, de ce dracu cântă ăștia așa? Pot. Pot să le... Știi, deci... Mi-a venit o idee în studio, zic, bă, dacă noi lăsăm fița asta și o imprimăm, lumea o să fie enervantă. Și lumea o să zic, ce dracu, bă, ce au ăștia de cânt așa? Și lumea a prins asta și toți ne întrebau la radio, la interviu, la filmări, de ce cântați așa? Ca să întrebați voi, mă. Ai văzut că dacă era normal... Era cum ar fi cu... Lacrimi, nopți, lacrimi! Și în inima mea doar lacrimi. Foarte frumos. Am făcut refrenul ăsta, cred că are 30-40 de variante. Dar știi ce face nebunul ăsta de Paul? După piesa asta, ia mă, cum transformarea la o trei. Păi ce vrei, mă, dacă... Ia stai să cântă. Ții, facă. Singur, atât de singur, o viața mea. Simt dureri pe care nu mai pot să le... Lacrimi, nopți lacrimi, și inima și machidonește că e... Ce mă, i-a dat lui ăsta Dumnezeu talent. Da, i-a dat și sculă și talent. Asta e! Astea-s fetele pe care le-a crescut. Asta de mic. Asta e corusul, le-ai crescut, da, de mici. Le-a crescut de mic. A băgat-o pe geaz acum, da, mă, știi. Au lacrimi, lacrimi, nopți lacrimi, au singur, atât de singur, simt dureri
pe care nu mai pot să le înduc. Asta e chitara mea plăcută, da. Băi, sunte... Băi, nici la început, bine, în final și deja... Finalul e mult, dacă rămâne în cap. Ai cardit finalul, nebun. Ai cardit? Ai cardit finalul. Tavi, băi, după fix 10 ani de la debut, la sfârșitul anului 2006, de ce ați hotărât, mă, să vă despărțiți? Ce poate să rupă o prietenie atât de frumoasă? Da, o prietenie atât de frumoasă, încurunată de atâtea succese. Ce, cum poate fi ruptă ea? Găsești vreo explicație? Eu am mai povestit asta de 100 de Nu deranjăm pe nimeni, da, așa, nu în sinea ta. Nu face nicio plăcere. În sinea ta, adică... Să... Bă, știi care e treaba? După ce constați că fratele tău ți-a înfipt cuțitul în spate, da, și nu mai funcționează, știi că și n-ai, în cuplul ăla căsătorit. N-ai simțit asta niciodată așa vreo tentativă. Am mai simțit eu așa, de umor, n-ai o tentativă. Am mai simțit eu așa, l-am mai scuturat de câteva ori și am mai revenit, dar acum era prea, deci s-a ajunsese prea... Și care era motivul? Că nu, pentru ce să faci așa ceva? Că nu cred că de la bani, nu cred că de la bani. Nu de la bani, că nu banii erau problema la noi. La noi era o problemă cu... Dintr-o dată, după 10 ani, au început orgoliile. Mamă, eu sunt eu, eu sunt mai deștept, sunt mai frumos, da, sunt mai nu știu ce. Și ce construiam eu ziua, el dărâma noaptea. Meșterul Manuel, da, invers. Da, era invers. Invers, meșterul, da. Manuel, e lăudit. Și mi-a dat seama că nu mai e. Avea familia lui, avea lumea, au dat tot dau cu... Răjel din astea, da, bă, da, că din cauza lui nevastă asta, știi care, și le-am spus la toți așa, și spun și acum. Dumnezeu, eu n-am cântat cu nevastă asta. Corect. Deci eu n-am avut întreprindere cu nevastă asta, eu am avut întreprindere cu el. Dacă el n-a înțeles anumite lucruri. Și cea mai mare durere a mea a fost când, deci, practic, acest nume talisman a fost dat de mine la formația asta, da? În camera de cămin. Cum ți-a venit așa? Uite, am stat într-o noapte și noi n-aveam, a doua zi aveam festivalul Om Bun, la care noi am participat și am luat marele premiu. Și nu ne-am dus să cântăm cu noi, ne-am dus cu niște balade rock cântate cu două chitări electroacustice, că n-aveam formație, n-aveam nimic. Și am luat două chitări electroacustice și am făcut atât de singur baladă rock. Și le-a plăcut la ăștia, la jur, ne-au dat era acolo. Ceva deosebit? Da, 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 erau niște piese, de exemplu, iartă-mă, iartă-mă, eu sunt cel care a greșit. Nu știam cât mai iubit. Cine a scris asta? Ia, amândoi. Nu există nicio piesă. Nu, el cred că se gândea la tine. Nu există nicio piesă. Să-l ierți peste ani și ani. Nu, nu-i vorba despre. E vorba despre Doamne. Noi toată viața am cântat pentru Doamne și cu toate doamnele și domnișoarele am reușit în viață să ne facem treaba. Și de asta mă și bazez foarte mult pe Doamne. Toată viața mea, bărbații... Doamne, adică te bazezi pe Doamne, Doamne. Pe Doamne, Doamne. Doamne, Doamne. Spune, du-te cu Doamne. Du-te cu Doamna. Da, du-te cu Doamna. Da. Asta... Deci problema cea mai, ce durerea mea cea mai mare, da, e că el a furat numele ăsta talisman și l-a scris pe numele lui la Osim. Dar tu ce crezi în sinea ta așa? Te mai împaci vreodată cu Alin? Niciodată. Nu poți. Să nu spui niciodată, să nu spui niciodată. E bine să nu spui niciodată, dar nu îmi doresc. Nu-ți dorești. Da, vezi, trei sud-est s-au împăcat după nu știu câți ani pentru că ei s-au luat de la, bă, dă-te în pielea mea și hai, bă, du-te, dracu, și lasă-mă în pace, știi? S-au dus acasă, s-au copilării, certat într-o seară, oboseala aia, da, de la turnee, s-au certat. La noi e mult mai mult. E infinit mai mult. Auzi, dar știi ce mă intrigă pe mine? Faptul că, și de mult asta, trupele cu mare succes, la un moment dat nu mai știu să gestioneze acest succes, mă gândesc și la Ozon, care rupeau în toată lumea, erau... Și deodată, în momentul când are cel mai mare succes, punk, breaking. Nu, la Ozon, ăsta, Bălan a hotărât că el e Ozon, că el e deștept, că el e frumos. Ei, exact ce a făcut Alin, bă. Așa, și a zis, băi, eu plec în America și voi stați aici. Eu sunt Ozon, la revedere. Băi, ce păcat. Da, și s-a dus orgoli. Și s-a dus. El e ok, el se descurcă. Și Arseniu, Arseniu, deci, nu știu dacă ați ascultat piese făcute de Arsenie. Am ascultat câteva, da. Are una lăsată anul trecut cu Bidman. Da, da, foarte, da, știu, mic, știu. Foarte mic. Și cântă de nebun. Și el are turnee, îmi zice, în Rusia, în Bucarest, da, avea, da, turnee. Da, da. Că, băi, eu începeam acum și terminam la anul viitor. Turneu, deci, bine, cât e Rusia aia. Da, da, da.
mă rog, Rusia, Moldova, avea și prin America și Arse, deci ăla mic nu știu ce mai face. Radu. Sunt eu Picasso. Picasso. Ăla nu mai știu ce-i cu el. Te-am dat bip. Te-am dat bip. Voi mai nic. Mă rog, în fin. Da, nu, nu se poate. A trebuit să părăsesc formația, ca să da. Scurtăm. Păi, spune-mi acum. Eu am fost nevoit să părăsesc formația. Da. Și să spun ceva. Toată lumea, bă, că ești în presă, că foai, că bă, fă și tu formația Talisman. Zic, uite care e treaba. Eu nu vreau să fac nimic, niciun scandal. Nu mă interesează absolut nimic, niciun scandal. Nu vreau să aud. Și am hotărât așa. L-am condamnat pe Alin Oprea la uitare. Ceea ce da. În ziua de astăzi observăm. Da, da, da. E întâmplă. Mai grav decât să fii condamnat. Deci cea mai mare durere, nu vreau scandal, nu vreau nimic, nu vreau bani, nu vreau absolut, că să ne împăcăm. A venit cineva, poți să crezi așa, a venit cineva care ne-a oferit 100 de mii de euro la amândoi să facem un singur spectacol. A, să faceți ABBA odată și gata. Da, să facem 100 de mii de ori. Deci sponsor e un prieten al meu, trăiește, e ok. Băi, ideea, mi-a oferit 100 de mii, uite, vă dau 100 de mii de euro. Eu nu știu, bilete și treaba asta, nu mă interesează. Eu pun banii ăștia jos, tu instalație, ce lumini, ce ecrane, tot ce vreți voi, tot ce instalație vreți voi, să faci odată spectacolul ăsta. Și am refuzat. Tu ai refuzat. El ar fi vrut. Păi el de unde să știe, el nu știe. A, era prietenul tău. Cu mine a fost discuția, pentru că eu eram și managerul formației. Alin Oprea dormea până la 3 ziua. Nu știa unde e biroul. Niciodată n-a știut. Și ce mă contrarează cel mai tare este faptul că el și-a trecut toate la OSIM și a trecut toate piesele pe numele, el e formația Talisman și toate piesele sunt pe numele lui. Și n-a făcut nicio piesă singur. Deci eu vorbesc acum live pe YouTube, se va. Da, deci da, n-a făcut niciun cântec singur. Niciodată. Pentru că majoritatea cuvintelor erau niște bălării. Și noaptea stăteam și le îndreptam. Stăteam da. În studio. Erai lucram. Corectorul trupei. Nu eram eu cel mai deștept și cel mai frumos. Dar încercam să facem. De exemplu, avea o boală. Toate cântecele, ca și la Atât de Singur, erau, toate versurile erau foarte triste. Aia a murit, s-a înnecat, a dispărut, a luat-o valul. Durere maximă. Mă doare inima mea, mă doare sufletul. Bă, stai puțin așa. Că la Doamne îi place și să zâmbească, să se simtă da, bine, da. Să le atingă coarda sensibilă. Da, da. Nu toată lumea moare în cântece, în versuri. Stai puțin așa, nu mai ai bolnav, a murit. Stai ușor. De toate cântece. Deci ia pentru că ești frumoasă sau așa, în fiecare da. Zi. Bine, am scos cântece senzaționale. Nu neapărat triste, dar bă, hai să facem și da, da, să da, se da, bucure da. Doamnele, domnișoarele. Și chiar și domnii. Da. N-am să te uit niciodată, n-am să te uit niciodată, te voi păstra în sufletul meu, în inima mea. Foarte frumos. În inima mea. Spune-l pe prietenul tău care îți dă 100 de mii, că uite, vin eu cu tine și cu Paul și facem Talisman. Ăla vrea neapărat. Cu... Și punem în poza lui Alin, așa, cu pancartă, ca să zică că... S-a dus. Sunt 15, 16 da. Ani de atunci. Nu mai, nu cred că mai... Dar totuși... Au încercat fetele astea de la Asia. Nu știu. Să se reunească, să un eșec total. Da. Generațiile s-au schimbat. N-avem ce. Ăștia bătrânii care sunt de vârsta, care ne iubeau pe noi, da. Acum au copii mari și cred că n-ar mai veni la spectacol. Nu știu, nu sunt convins că ar veni la spectacol. No. Mamă, s-a reunit Talisman. Nu. Eu cred că ar veni, pentru că eu am făcut sala Palatului și a fost plin, arhiplin. Și am fost cine? Invitații mei au fost Temișan, generația noastră. Deci a venit lumea. Deci vine la lucruri de calitate, eu cred că vine. Uite când vine Sting, vine Tom Jones la 88 de ani. E full, Ramazzotti a fost acum. Da, full! Știu, foarte bine. Hai să spun ceva. Da. Ieri am vorbit cu Temișan, alaltăieri. Am stat la masă, la o terasă. Și la el vine lumea, e plin și la da, el. Da, nu asta vreau să vorbesc. Vreau să spun o întrebare. Și asta cu podcastul eu pe unde mă duc, întreb și eu. Dar ce trebuie să mă întreb doar tu pe mine? Te întreb la un moment dat, care cred că e defectul meu cel mai mare. Și eu te întreb știu, la un moment dat. Știu, da. Defectul meu, nu al tău. Dar tu trebuie să mă întreb care sunt defectele tale. Am înțeles. Ca să nu zic asta. Defectul tău sunt eu. Eu. Fii, am o întrebare pentru tine. Spune, așa, în mijlocul spune iubitul meu, prieten. Bă, am stat cu Temișan la masă. Da. Și-mi povestea de Enache. Așa. La, Enache în sus. Nu mai lucruri bune. I-am pus o întrebare lui Temișan așa. Bă, uite care e treaba. Din tot triul ăsta al vostru, a fost un Talisman, eram doi băieți, voi erați trei. Mă rog, nu contează. Da. Un trio care a prins, adică ce vedeam eu așa, era ok pe piață. Niciodată nu povestești, îl întreb pe Temișan, zic, bă, niciodată nu povestești de Ordochioaie.
n-am mai zis nimic. Acum te întrebi pe tine. Tot timpul vorbești de Temișan. De ce nu spuneți nimic niciodată de Iordăcăi? Eu să vorbesc la superlativ, pentru că el a fost regizorul concertului meu aici de la Sala Palatului. Lasă-mă mă cu regizorul, spune-mi așa, și eu vorbesc fost, de cântat. Și a fost cel care mi-a insuflat dragostea pentru Elvis Presley. El a fost primul Elvis Presley în România. El era, era Elvis Presley era, din da. România. Și după care am preluat eu ștafeta și acum la Vegas cânt cu mare succes să-l fac pe Elvis de vreo 6 ani. Ei, și a fost și cumnatul meu, cum să nu vorbesc frumos de el. E un băiat foarte talentat, foarte sufletist și foarte talentat ca și poet, scrie versuri extraordinare. Și are o viziune, că el a terminat între timp Institutul de Teatru, da, regie. Măi, Tavi, eu stând în Vegas de 6 ani iarna, am crezut că le-am văzut pe toate, că am văzut toate concertele. Băi, a venit Daniel acum la sala cu o viziune și am zis, băi, Daniel, am căzut în genunchi. Și am zis, băi, ești prea mare și el suferă acum, are o boală, îl ajutăm cum putem, știi cum e. Dar totdeauna să vorbesc la superlativ și mă înclin în fața educației, lui Adel, a talentului. Este un om minunat. Știu, eu știu. Pentru, știi de ce vorbesc puțin mai des despre Temișan? Ne întâlneam cu copiii la școală, la aceeași școală. Poți să-ți dau explicația asta, să nu uiți ideea, că nu mă feresc să spun. Știi de ce vorbesc puțin mai mult despre Temișan? Pentru că noi avem o activitate în paralel la Naționala de Fotbal Artiștilor. Conducem această națională de 20 de ani. Doamnelor și domnilor. Avem foarte multe evenimente împreună. Ce națională? Se joacă și... Eu am arătat niște goluri cu filmul și... Știu, nu ne jucăm. Chiar 3 ani consecutiv titlul mondial la Moscova. Titlul mondial să joci cu Brazilia, să bați Brazilia de două ori. Măi, da, e foarte mișto. I-ați luat la bătaie, că aia sunt mici. Nu. La ce i-ați bătut la bătaie? Au venit pe fals, că n-ai voie să fii fotbalist profesionist. Trebuie să nu, fii dacă ai trecut de 40 de ani. Da. Dar ei spuneau că sunt artiști, iar camaradul nostru care e șeful ăla știa toate ăla, bă, ăștia intra pe toate Google și spunea că ăsta nu e artist, a dus o tavă și a făcut o filmare că a dus o tavă și a zis că a jucat în telenovele. Dar nu era, era fotbalist la Botafogo în Liga 4. Dar ăia fotbalist în Liga 4 să... Deci a fost foarte frumos, să știi că și greu. Atunci ne-a primit Putin la Kremlin, ne-a dat trofeu, medalii și acum mă sună presa, zice, știți că ați primit o invitație oficială. Păi nu mă, ne-a sunat acum de la ei, de la așa, că vor să organizeze la vară, ca să mai uite lumea de război, de asta, să venim noi, campionatul mondial de fotbal artiști, iar 16 echipe. Și am zis, uitați-vă bine că n-avem decât bilet de dus, de întors. Stai să vedem dacă până la vară cu Putin e de discutat. Auzi, spune-mi și mie, ai luat-o de la zero. Vai, ai terminat capitolul Talisman și ai luat-o de la zero. Nu de la zero. De la zero, barat, minus 2. Da. Ca să fie... Ce te-a deci determinat? Eu stăteam cu actuala mea soție. La... Deci toate concertele erau la Talisman, nu erau la Tavi Colen. Și eu nu mai aveam nimic de treabă. Adică, efectiv... Ia mă, dar o aveai pe Ema. Încă nu aveam pe Ema. Dar, mă rog, în fine, așa. Și stăteam cu Ema în fața unui magazin și număram banii aia de 50 de bani și ne gândeam, ne socoteam dacă avem bani de 2 banane sau de 1. Și nu glumesc. Asta nu e vrăjeală. O să mai spui o dată? Că nu glumesc? Nu, că ce făceai tu? Deci, număram banii aia de 50 de bani dacă avem, ne ajung să luăm 2 banane sau 1. Și de foarte multe ori luam o banană. Dormeam într-o cameră, casa mea nu era gata, că aveam planuri, aveam contracte. Și atunci mi-am permis să-mi construiesc și eu o casă, să încerc să... Da, și a rămas de terminat. Aveam o cameră ca asta așa, pe care am dat cu vară, am stăteam în ea și nu aveam acoperiș. Și ploua, aveam doar placa de la casă, de ciment, și curgea apa pe pereți. Și Ema m-a întrebat, tati, la noi de ce e grasie așa în casă? Și zic, tu nu știi că noi nu avem acoperiș? Se prelinge apa pe ziduri, pe lângă geamuri, da. Și avem igrasie. Și am lemnit. Cum adică noi nu avem acoperiș? Nu. Noi nu avem acoperiș. Și aici afară s-a uitat. Vai! Și de-aia plouă așa și avem igrasie în casă? Zic, da. Ce crezi că a făcut? A doua zi de dimineață s-a dus la bancă. Strânsese 14.000 de dolari. Și a venit cu banii. Și a zis, te rog frumos, fă ceva. Salvează-mă. Nu mai vreau să mai sufăr. Te rog din suflet, ia banii ăștia și fă acoperire. La banii ei? Banii ei, strângi, da, de muncă. Da, cu cere pe loc. Și zic, păi și când ți-i dau eu? În toată viața asta mi-ai dat înapoi. Toată viața mea. În fine, dar se pare că de atunci am început să se lege lucrurile, am început să facem formație. Uh-huh. Am început să ne cumpărăm, că n-aveam sculer, n-aveam nimic.
ne-am luat niște boxe, am început să cântăm pe la mare, pe la majestic. Auzi, la... scuză-mă puțin, ești al doilea care mă impresionează cu povestea lui, deși n-am crezut că noi suntem niște tip volubili, mișto, de. Râdem tot timpul. Dar eu am niște povestea de asta, rămâi blocat. Primul care m-a impresionat a fost Valley the Storm, cum îi spun eu, Vali Vigilie, care a spus așa, tot așa, bă, băieți, eu am fost atât de sărac încât când veneam să mă culc seara, mă culcam pe frate meu și mă înveleam cu sormea. Cu sormea. Zice, n-aveam nici, și când am auzit așa, adică lumea recunoaște acum. Dar eu am fost, eu am venit la București, mama mea n-a avut bani, erau, ai mei erau, nu erau amărâți, dar nu își voi permiteau. Voi din Târgu Jiu, să, nu? Da, nu își permiteau să mă țină la București la școală. Și luasem la facultate. Și îmi găsisem o cameră pe regie. Și am venit la București cu o pereche de blugi, niște Adidas fără ciorap, că era vară, și o pereche de blugi și două tricouri. Și am găsit o cameră în regie și ca să am... Eu ce spun acum nu e vrăjeală, da, adică da, nu... Da. Și ca să am să trăiesc, să mâncăcios, îmi place să mănânc. Deci asta e, recunosc. Da, da, da. Și e o bucurie a mea când mănânc și gătesc și mănânc și le gătesc și la alții și văd că le place. Este, asta e o paranteză așa mică. Și... ca să pot să rezist la București, m-am cuplat cu o fată care primea pachet de acasă. Adică... inteligent! Adică primea pachet, primea mâncare, primea... Și am început să vând... Băi, eu nu glumesc. Am început să vând sandwich-uri în regie, noaptea. Deci ziua... Da, că erau la șprițul și făceam foame. Și noaptea făceam sandwich-uri și vindeam sandwich-uri în cameră, din cameră. Făceam... Și uite așa, tra-la-la-la-la-la-la-la-la, pa-pa-pa-pa-pa-pa. M-am dus la o formație din București și le-am zis că eu cânt. Așa, le dai și sandwich-urile tale. Nu. Dar spun așa o mică evoluție, cum am evoluat eu. Deci, în 90, m-am dus la formația Transilvania. Și zic, bă, asta e, nu... Nu vreau să cânt. Avem, da, căutăm solist vocal, la din vorbe, mă, cum erau artiști pe aici, mă lipeam și eu pe la cluburi, îi întrebam. Dom'le, nu știți mâini care vor solist vocal? Eu știam, eu credeam foarte mult în ce știu eu, că sunt, mamă, frumos, viteaz și deștept. Și mi se părea că eu să... trebuie neapărat să reușesc. Da. M-am dus la formația Transilvania și ea nu aveau spectacol. Ei doar repetau, dar nu aveau spectacole. Și zic, bă, dar voi ce fac aici? Și îmi zice unul, un tehnician acolo, zice, eu lucrez și cu Direcția 5 și caută solist vocal. Direcția 5 îmi plăcea, știi? Mamă, ce mișto! Era înaintea lui Tony Șecărescu. După ce a plecat Tony Șecărescu. Da. Și Tony Șecărescu a fost înainte Revoluție. Ca să vezi că totul de viață... Și m-am dus la Direcția 5, ei repetau la Electrecord. Cu Marian, venea formația, eu cântam cu ei numai... Numai Judas Priest, numai din alea cântam cu ei și aia... Și ei cu YouTube, ei cu YouTube sunt... Bă, tu de unde ești, mă, zic, din Târgu Jiu? Mamă, stai să vină Marian! Deci, l-au sunat aia pe Marian vreo... Că m-am dus vreo 7-8 zile la rând. Și ăla nu venea, Marian Ionescu, nu venea la Electric, el era cu Loredana. Și nu venea. Da, nu venea, nu... Și n-a venit, în fine. Și am ajuns, ca să vedeți, în timp ce așa... A, deci n-ai ajuns, n-ai cântat... N-am ajuns la Direcția, ci știam câte cele... Shine away, blow away, shine away, away, away. Deci le cântam exact ca ăla, ca Tony. Da, și Tony avea o voce... Mamă, cu cât ăsta, bă, stai aici, că avem nevoie de solist. Și până am ajuns la Voltaj. Și primul album, în pericol de moarte se cheamă, cu Voltaj, e scos cu mine, album. Ăștia sunt actuali, no, Voltaj, nu mă? Actuali, aia care cântau rock adevărat. Nu știi piesele dinainte. No, mamă, ce mișto, cu Nori de Hârtie. 93, Nori de Hârtie. Pe la chidie. Vezi că știe. Vezi, băi, asta-i viața. Deci erau cele mai cântate. Amedeo Bolohoi, chitară solo. Amedeo, da, cu chitară, da. Și am ajuns la Voltaj. Primul album al lui Voltaj, se cheamă Pericol de Moarte, scos cu mine. Fii atent. Și în concerte, aveam concerte, și te întâlneam cu Direcția 5. Și zi lui Marian. Păcea Marian, băi, tu unde ești, mă? Zic, în Târgu Jiu. Zic, eu sunt băiatul ăla care fost la tine la sală, te-am așteptat o săptămână, de 7-8 ore am fost să vii tu. Zic, că nu vine să cred, nu vin apoi, că vreau să te iau. Nu, am început cu băieții ăștia să cânt, dar vreau să îți dau ce salariu vrei tu. Păcea Marian, te rog, eu vin la noi. Să nu întrebați, că da, nu, e adevărat. Bă, deci el și acum în ziua de azi avem concerte unde cântă după noi Direcția 5. Și vine la mine și zice: nu vrei, mă, să vii la noi? Și prost am fost, că mie mi-au zis să ia să vin să te văd, dar n-am ajuns, n-am reușit, zic. E, eram cu tine în formație. Da, așa a fost să fie. Și de la Voltaj, așa,
Nu am cunoscut pe ăsta, pe Oprea, tot prin regie pe acolo, cânta cu chitara, la niște găjici pe malul apei. Și eu l-am auzit din cameră. Dar cânta trist, ca să le... Tot alea trist. Să se nece fetele pe malul apei. Nu, că el cânta mai pe rock, așa, mai hard, heavy metal. Da. El venea de la Turda, nu? De la Turda, da. Și cânta pe... Și eu acum ce m-am mâncat pe mine undeva? Eu cântam deja, eram la... Voltaj, eram smardocan deja. Da, smardocan. Ce zic eu? Ia cum cânt ăsta, cânt el pe acolo. Da, m-a dus la el și zic, băi, tu unde cânti? Zic, nu, când stau și pe aici, pe București. Am venit la o școală de nu știu ce și nu am nicio formație. Zic, a, ce mișto, zic, hai că poate colaborăm. Am luat eu telefonul pe acolo și între timp, eu fiind la Voltaj, pe ăsta l-a luat Sfinxul, pe Alin Oprea, da. La chitară, că el cânta bine cu chitară. Și l-a luat Sfinxul. Da, în schimb, Sfinxul, faptul că s-a dus la Sfinx, ne-a ajutat pe noi enorm. Pentru că Sfinxul, ce făceam? Ne duceam, el dormea în studio la Mișu Cernea, acasă, la studio. Da. Și noi noaptea, stăteam când eu la butoane, când el. Că noi nu aveam bani de studio, nu aveam să plătim. A, și făceați și piesele? Și primam piese. Ce mișto. Primam câte un... Demo, nu piese. Nu țin, că da, că nu aveai. Mai cânteam chitara, mai băteam eu la tobe, mai făceam, mai cântam cu basul. Adică niște chestii de... Corect. Și am făcut niște demo-uri pe o casetă și le arătam. Lui Gigi Gheorghiu, lua ăla, pe ăla. M-am dus la TVR, ne-au luat la o emisiune. Adică am început să... Dar noi noaptea, nici nu știa. Noi noaptea, și când ne-am spus acum, râde de noi, că, păi ce prost sunteți, că dacă mă rugați știam că n-aveți bani, dacă mă rugați vă lăsam, ce ajutam? Dar dacă sunteți... Și să vă spun ceva care pe mine deci mi-a marcat drumul în viață, drumul ăsta de a mă face cântăreț, artist. Și o mare mândrie pentru mine. Când am terminat Atât de singur de cântat în studio, n-am avut încotro și am spus lui Mișu Cernea că ne trebuia să o dăm să filmăm la TVR, la Tele7, era Cotabiță prezentator la Tele7. Da. Și trebuia să ne-o masterizeze și ne-am rugat de el, Mișu, te rog, din nu avem bani, sunt bai de mama noastră, ajută, masterizează și nouă piesa asta, că tot ai atât zis de că singur. Ne da. Ajuți. El a zis, nu, acum ne-a zis, acum că eram noi deja, ne întâlneam și a zis, ce prost sunteți, că vă ajutam oricum dacă îmi zice asta. Dar nu, de rușine, nu i-am zis. Și când masterizam piesa, eu mai făceam niște voci. Da, la tiri, ta, la tiri, ta. Făceam niște voci pe acolo să imprimăm ca să sune piesa. Să, așa. Și Mișu făcea, bă, ce mamă, sună americanești așa. Fiți atenți ce vă spun acum, că asta mi-a marcat mie. În momentul ăla eu am hotărât, bă, trebuie să mă fac cântăreț. Deci în momentul ăla am zis, dar eu cântam deja. Dar atunci am avut, click, zic, domne, ăsta e momentul care... Glorious. Să vă spun ceva. Deci, bă, uite, mi se scoală părul pe mine, bagă capul pe ușă, Adrian Enescu. Enescu, da. Bun, deci eu îl știam de la televizor. Și când l-am văzut, zic, mamă, ne facem de cacao. Avea hituri multe. Nu, dar cu Loredan, cu Bună Seara. Muzică electronică, era primul compozitor care... Bagă Adrian Enescu, Dumnezeu să-l odihnească, acolo unde o fi. Dumnezeu să-l odihnească. Bagă capul pe ușă și zice, cine cântă astea? Română. Eu nu știa, nu aveam nicio... El avea treabă, nu știu ce, cu... Doru Căplescu, el era cu... Da. Și bagă capul pe și zice, Mișu, cine cântă, mă, cântecul ăsta? Eu la Mișu, ăștia doi, să joacă și ei pe aici, adică el ne-a minimalizat puțin așa. Ăștia doi. Sunt români? Și... Da, mă, ăștia doi de aici. Să uită, puștule, tu cânți așa? Da. Nu-mi vine să cred. Bă, când mi-a zis ăla, deci mi-a scăzut tensiunea că am crezut, prima dată am crezut că zic, mă, ce dracu cântați voi. Zice, ești genial, puștule, dacă tu cânti, dacă tu nu-i calculator, nu, domne, noi acum am imprimat. Și vocile alea cine le-a orchestrat? Și acum să-l fac de rahat pe Enache, că nu mai știe că primul lui album în viața lui e făcut vocile și orchestrat de mine și de Alin. Nu știu. De mine și de Alin la Gheorghiu, în studio. Așa, cum să nu știu? Mai știi? Dar cum? Bă, n-ai uitat să mor tu! Niciodată! Mai ții minte că la un cântec primul vreți la cântat eu pe azi? Da! Nu știa să intre! Da. Zic, bă, avea un timp așa ciudat. Era anticipat și zic, bă, nu e bine, mă. Și zic, Enache, stai să-ți explic. Și-a luat tonul lui cum cânta el. Exact cum face. Exact cum a cântat primul vers. Pe album, e primul vers cântat de mine, nu se prinde lumea. Da, mă, cum să uit? Și asta de aia te-am și invitat. Asta cu Adrian, ca să știi. Wow, era la final asta, dar dacă ai dat-o acum... Asta cu Adrian Enescu mi-a marcat viața, deci... Adrian Enescu, Adrian Enache, toată viața ta ai fost. Da, Adrian printre regi, printre zei. Bă, a zis Adrian Enescu, zice,
ăștia sunt singurii artiști. Dar tu auzi ce cuvinte a spus omul ăsta? Ăștia sunt singurii artiști pe care eu i-aș asculta în România. Din România, pe ăștia, pe băieții ăștia doi, eu aș sta să-i ascult. Și știți ce a făcut? Băi, e incredibil. Uite, mi se scoală părul pe mine. Mi-a lucrat vocea. A făcut niște dale așa lui Mișu. Mișu nu prea avea chef așa. El ne ajută așa, nu prea el atât. Și mi-a reglat atât de bine vocea, care se aude acum pe album. Adrian Enescu a pus o mână de aia de la Dumnezeu. A pus așa, a făcut trei din alea și a zice, acum sună vocea senzațional. Și de atunci, nu lui, deci toată când, deci câteodată mă gândesc, păi, mi-a zis Adrian Enescu, că îi place cum cânt. Deci, pentru mine asta a însemnat ceva, adică... Startul. Da, da. Startul vieții. Așa. Nu, da, dar atunci am zis, bă, dacă zice ăsta, înseamnă că am șanse. Ai avut steaua ta norocoasă. Da. Nu mulți au chestia asta. Sunt foarte mulți buni pe care nu știe nimeni. Sunt foarte mulți buni care renunță. Asta înseamnă parcursul ăsta al vieții. Dacă e, degeaba te atinge Dumnezeu pe frunt așa. Zice Dumnezeu, bă, pe ăsta l-ating puțin așa. Vezi? Dacă nu erai aici să pleci în turneu cu Nea Bebe în America, să apar la televizor, să fii așa cu lume, degea puteai să cânti tu cu acordeonul ca Iisus. Degeaba, dacă așa stai la țară undeva într-un colț, să rămâne acolo. Așa e. Că stai la nunți. Da, el pleacă de ieri ca să ajungă azi. Știi când vine la podcast? Da, mă, știu. Pleacă de ieri. Pleacă de ieri. Da, e greu. Auzi? Acum ești Tavi Colin Band și cu Emma de la Zoo aveți un mare, mare succes. Să știi că m-a impresionat, tu mă impresionezi de mult, dar noi cu Caterinca noastră... Dar nu ai vrut să-mi spui. Nu, noi cu Caterinca noastră... Bă, recunoscut, bă, mai dar noi cu Caterinca noastră trecem mai ușor așa, dar eu când se sting reflectoarele și cad așa în introspecție, în lumea mea, încep, tu ai locul tău acolo. Mi-a plăcut foarte mult. Acum sunt sigur că majoritatea textelor le-ai făcut tu pentru că ai spus o frază care nu le-am făcut majoritatea. Mă rog, nu există de la Talisman și mai spun o dată și mai interes. Da. Nu există niciun cântec făcut de unul singur, nici eu singur, ăla își dădea cu părerea. Se pare că tandemul ăsta de fapt a rupt gura târgului, că tandemul ăsta a funcționat foarte bine, muzical vorbind. Deci tandemul ăsta a fost ok. Iată, Paul, ce frază a putut să scoată Tavi Colin și a dedicat-o e-mail la ziua ei. Am citit-o pe rețele de socializare. Iată, Paul, tu parcă vrei să simți după câteva cuvinte să bagi un fond muzical. Să vedem ce simți așa. Iată, stau câteodată într-un colț și mă uit la făptura asta frumoasă care pare firavă și chiar nu mă prind. De unde e atâta energie în ea? De unde atâta ambiție și voință de a reuși și cum naiba face să o iubească absolut toată lumea? O admirație de necuprins mă face să mă înclin în fața ei, văzând câte a reușit în viață până acum și mândria că a ales să stea lângă mine atâția ani de nedescris. A învățat să devină doamnă, copil zgubilitic fiind, câteodată mamă. A învățat că a dărui e un har. Am învățat să cânte Beton, dacă mă întrebați, deși n-am lăudat-o, ca să nu-și o ia în cap. Am învățat să țină o familie unită și chiar o formație unită. Pentru toate acestea, îți mulțumesc, te prețuiesc și te iubesc. La mulți ani, pipoțica mea. Ai scris în iunie, acum 2 ani, de ziua Emei, Emma de la Zoo. Uite-te și tu, Paul. Uite-te! Te rog frumos să te uiți. Băi, mă lasă să scriu ceva acum. Mamă, ce mi-ai făcut? Ia uite-ți pe ăsta. Plânge cântând ăsta. Eu nu cânt cu vocea, aia pentru mine așa. Dar îți dedic o melodie frumoasă pentru tine și pentru soția ta. Mulțumesc. Paul, fost left, acum right. Îți dăruiesc inima mea, că sunt un om cu sufletul curat. Să fii mereu în preajma mea și să ne iubim cu adevărat. Ca floarea soarelui de mai, la mine în suflet vreau să te păstrez. Căci farmec vieții tu îmi dai și fără tine nu pot să trăiesc. Mă cert cu tine dintr-o întâmplare. Eu sunt de vină, sau poate tu nu mă întreba ce rost mai are. Căci este o vorbă și e foarte adevărat, iubește-n viață ca să fii și tu iertat.
Și atunci tu iartă-și ca să fii și tu iubit și cu speranță ai să fii în viață fericit. Paule! Bă, ce frumos facem? O dăm la din dragoste aici. Să ne... Da, că prea ne-am dus așa. Da. Bravo, mă, pă. Asta am fata să spun. Asta are o... Eu dacă aveam ambiția ei, băi nene, eu eram mare, cred că, prin America. Dacă aș fi avut ambiția ei. Adică eu am ceva talent, mi-a zis și altă lume, bă, ești ok. Bă, dar dacă aveam și ambiția ei, deci, eu eram departe rău de tot. Deci fata asta, ca să spun, o zi din viața ei. Dimineața, la ora 5, se trezește. Nu am venit la podcast să vorbesc despre ea. Dar vorbim să... Da, nu, ne face plăcere, că o iubim și noi pe ea. Câtă ambiție are. Și asta de 10 ani, de 10, 12 ani. De 8 ani la radio. Se trezește dimineața la 5, face gimnastică, m-a rugat, deci m-a rugat, face, nu știu, faci din economiile tale, deci mai dau eu niște bani, faci, fă-mi și mie o mică sală, de, o cea mai mică sală de fitness, să pot să mă mișc eu pe aici, să fac mișcare. Deci de la 5 la 6 face fitness. La 6 pleacă la radio, la 7 fără un sfert, îi așteaptă pe toți cu cafeaua. La 7 începe emisiunea, la 11 termină și începe să facă nu știu ce de-astea cu... Jocuri, ceva, premii. Nu, are TikTok-uri, ceva. Nu, mă, pentru piese trebuie să facă playlist. Playlist-ul ce s-a cântat compozitor. A, pentru vreo oră. Pentru drepturile de autor, da. Timp de 3 luni jumate a fost la Te Cunosc de undeva. La ora 12 începea filmarea. Mamă. Venea la ora 11, 12, 1 acasă. Da, programul era foarte greu la Te Cunosc. Deci venea, asta e o zi din viața ei. Eu o vedeam în poze. Și a spus: "Băi, mă, spune-și mie, de unde e atâta energie, că eu nu înțeleg." Și la 11, deci la 11 venea acasă, stătea așa și zicea, apuca să zică: "Da, tati." Și o duceam în pat să doarmă. De multe ori nici nu mânca și zic: "Bă, eu nu înțeleg, de unde ai, frate, atâta energie?" De la Enache, că e din Galați, ca să știi. Auzi? Gălățea, ca să, să-ți dai seama, bă, că femeia asta ți-a luat primul acoperiș. De pe vremea avea energie, aduna bani și ți-a luat prima acoperiș. Da, i-am dat banii. I-am dat banii. Ai ești un domn. Da, i-am dat banii. I-am dat banii înapoi. Bravo. În 2 ani i-am dat banii înapoi. Dar fii atent în fază. Și într-o dimineață, după ce am dat bani, am început să avem și noi spectacole, cântări, o party, o nuntă, aceea aveam noi acolo. Și am început să ne mișcăm. Am făcut și formație, am făcut o sală de repetiție, am încropit așa o sală de repetiție jos, acolo la demisol la noi. Ok, e în regulă. Și într-o dimineață mă trezesc cu ea, zice: "Bă, știi care, bine, deja luase copilul în primire, fiul meu avea 2 ani, mă despărțisem de mama lui, nu știu, și l-a luat în primire, stătea cu el, mergea prin parc, stăteam împreună, plecam în vacanțe împreună." Da, noi stăteam în vacanțe, plecam cu copilul în vacanțe, așa. Toată gașa. Și într-o dimineață mă trezesc cu ea, dar ea foarte relaxată, așa, zice: "Păi, știi ce m-am gândit eu? Ar fi cazul să-mi iei și mie o mașină." Singur. Bă, atât de... Auzi? Erai singur atunci. Deci mi-a scăzut tensiunea în momentul ăla. Aoleu. Zic: "Stai puțin, că n-am bani, n-am acum, dar eu mă codeam, mai știa ce să-i mai zic." Și ea vine așa cu un teac de mai zice: "A, nu. Să-mi iei tu, că eu nu știu să-mi cumpăr, dar cu banii mei. Nu știu ce te crispezi așa, de ce te mai crispa. Ia banii și am și mie, că eu nu știu să-mi cumpăr o mașină, că n-am mai abar, n-am. Tu te mai pricepi, mai mergi cu ea, mai..." Zice: "Ia banii și..." "Nu, cu banii mei, nu te crispa, nu. Stai relaxat." Aia, nu. Deci, și și-a luat prima mașină din banii ei. Și în momentul ăla zic: "Bă, stai mă puțin. A fost un model pentru tine. Asta e de ținut acasă, nu." Și am oprit-o acasă. Bravo, tate. M-a dat peste cap aia cu copilul când am văzut câtă grijă are de el. Eram hotărât să nu mă mai căsătoresc în viața mea. Și am spus, scuzându-mă foarte frumos, cum am cerut-o de nevastă, m-am scuzat frumos și am zis: "Uite, eu știu că ți-am spus că niciodată nu o să mă căsătoresc, nu mai vreau să mă căsătoresc, am fost căsătorit, m-am pirostit de alea în cap, cu nuntă, cu daia, cu dar. Nu mi-a plăcut deloc, dacă mă întrebi pe mine." Dacă îl luai pe Paul Stângă, spunea. Era altă bucurie. În fin. Și am zis: "Bă, nu mă mai căsătoresc, că nu mă am așa dezamăgit, că până la urmă căsătoria asta, dacă nu ți iese și divorțești, e un eșec. Adică e un eșec al vieții. Bă, nu merge. Și mi-am dorit foarte mult să-mi temeiez o familie. Nu mi-a reușit. Nu ne-am înțeles. Nu știu, la revedere. Asta e." Și eu am hotărât și i-am spus și ei că eu nu o să mă mai căsătoresc niciodată.
Și acum, din aceste fapte de vitejie ale ei, istorice, istorice, da, cu copilul, că mi-l spăla, cadă, îl găseam cu spăla copilul, îi făcea de mâncare, dormea cu ea în pat, plecam în vacanță. Nu, luăm copilul. Păi zic, în vacanță. Nu, lasă, luăm și cu... Adică se atașase. Două camere, nu-i problemă. Da, așa. În fine. Și zic, bă, zic, mi-am cerut scuze, zic, auzi, din bun simț, cât mai am eu, nu știu cât mai am eu bun simț așa, dar eu încerc să zic ceva. Uite, n-aș vrea să mă căsătoresc, dar pentru că ai stat lângă mine când a fost foarte greu, bă, totuși aș vrea să-ți propun, nu vrei să fii soția mea? Adică a fost așa o propunere, nu știu cum să zic. Dar scuzând-mă... N-a fost o cerere, a fost o propunere. Am pasat, m-am scuzat foarte frumos, zic, da. Îmi cer scuze că ți-am zis că nu o să mă... Dar aș vrea să zic, să-ți propun. Dai, n-ai vrea să fii soția mea? Și mi-a zis... Păi, dacă ești hotărât așa, bine, ok. Zic, dar eu din bun simț să știi că adică nu ești datoare cu nimic la mine, dacă vrei să ne căsătorim. Da, ne-a zis, da, nu știu ce frumos, totul ok. Și la când e ziua ei, i-am cumpărat un inel. Bă, dacă... De acolo și-a scos Bidman piesa, de acolo, de la voi. I-am luat un inel și ea îi plăcea să bea foarte mult, îi plăcea să bea Prosecco. Și zic, cum să-i dau eu mă inelul, să-i fac o surpriză. Și ne-am dus, eram în Delta cu prieteni, cu nașii, cu viitorii, așa, și... Îi pun în Prosecco, îi pun inelul. Băi, nene, și era ce să zici? Se nece, să nu, era să se nece deloc, n-a vrut să bea. Un semn. N-a vrut să bea. A zis că în seara aia nu se simte bine și că nu are chef să bea nimic. Nu bea băut, nu bea alcool, nu bea Prosecco, nu bea nimic. Zic, tocmai în seara asta te-ai gândit să nu bei Prosecco. Tu care bei Prosecco, te-am luat Prosecco de ăla de care vrei tu bun, nu știu ce cu tare. Dar nu vreau să beau, făcea. Și s-a certat cu mine. Nu beau, nu mai zic, pă, o gură măcar. Nu beau că nu mă simt bine, sunt obosită, nu mă simt bine și nu vreau să beau. Și zic, ce ai făcut? Gogule, ce ai făcut, Gogule? Cum să-i dau eu mâine? Să le iau așa, bag degetul în pahar, să iau inelul. Pui în apă plată. Și m-a salvat viitoarea nașă. Zice, băi, Ema, mamă, cine mai ziua ta. Dă-mi și tu un par de Prosecco. Nu-i, dă-mi noroc, dai noroc, îl bei și ce, că atâta e. Bine, zice, hai că e așa. Ia și s-a trezit cu inelul în gură, frumos, am făcut party, a zis, da, la, bu, bu. Da, ca să vezi că ia da, să avut, te pune la încercare, am avut. Auzi, dar a avut noroc că inelul putea să se ducă la fund și ea să bea doar de la suprafață, dar a rămas din la suprafață. Păi am pus puțină ca să poată să-l ca să poată să ajungă la plopă. Da. Bravo, uite că am 14 ani. Să fie cu noroc mulți înainte, Gabi. Acum, doamne, despre tine știu o grămadă de povești, dar una dintre ele mi s-a părut foarte interesantă, că tu crești porumbei dată, așa pasiune mai rar. Să întâlnești. Dar nu crezi numai porumbei. Eu știu crezi că ai început cu porumbei sau... În pandemie ai dezvoltat o afacere cu porumbei, nu? Nu. Dar când? Am porumbei de la 6 ani. Și, dar tu ai o fermă? Nu. Lumea crede că am o fermă, dar n-am o fermă. Am câteva găini, câteva rațe, vreo 4 câini, pisică... Sticleți, mierle, sticleți, da, am asta sticleți, știam, am canari, am sticleți la cap, asta e altă poveste. Și câini, și iepuri. Câini, și am și o broască testoasă, de 6 ani, 5-6 ani, așa, cred că o am. Și ai timp să te ocupi de fiecare nu, parte? Nu, dar îmi fac. Da? Și cine te ajută să întreții biosfera aia pe care o ai? Numai eu. Numai tu? Da. Trimiți cumva și mesaje prin intermediul porumbeilor. Da. Dar am să vă povestesc ceva. Eu sunt foarte bun prieten cu Cărmăzan, cu regizorul Cărmăzan. Da, și noi. Și am luat niște porumbei. Te pupăm, Ioane! Te pupăm, lui Ion, da. Bă, deci este profesor și la porumbei, frate. Deci da? Toată lumea îl recunoaște. Da, îl recunoaște ca fiind profesor și la porumbei. Sunt niște întâmplări extraordinare, dar n-avem timp noi acum cu Cărmăzan. Mă rog, am avut niște porumbei pe mașină, s-au toți porumbei înapoi, deci e o poveste așa. Erau și... porumbei dependenți. Nu, porumbei voi ajuns, sunt foarte deștepți. Ia zici tu pe aia cu porumbei. Stai că-l las mine. Și zic, bă, nuțule, dăm și mie niște porumbei, vreau și eu de la tine să iau ceva ca lumea, nu, am porumbei eu de când sunt mic, dar nu sunt așa deștept, nu sunt pedigree, nu sunt belgieni, campioni mondiali. Bă, și mi-a dat niște porumbei de acolo și ce. Și îmi dă, ca dacă puteți să credeți așa ceva, văd niște porumbei roșii, zic, bă, dă-mă și bă, n-am pui la ăștia. Niște porumbei roșii care îmi plăceau foarte, trestii se cheamă, care îmi plăceau mie foarte mult. Și zic, bă, dă-mă și pe un pui din ăștia, uite ce frumos sunt ăștia. Bă, n-am, zice, am unul, a făcut aia unul. Și zic, dă,
Dă ouă. Dă-mi ouă ăla. Zice, bă, tu ești tâmpit. Da, mă, dacă îl ba la ei și nu-i prea. Îmi dă ouă într-o pungă frumos, l-am pus așa. Mă duc acasă, iese un pui. Și l-a clocit am ca, la porumbei mei, da, l-au crescut puiul, la nu știu ce, l-am inelat cu numele meu, da. Am inele cu numele meu. Eu am serie în România, am seria mea ștanțată, eu am seria mea proprie, de în fine, la picior. Așa. Și apare un concurs în orașul pe care l-au dărâmat rușii acum, la Harkov. La Harkov. Sunt 1460 de kilometri de aici, de la noi. Stați așa. Și am dus un lot de 10 porumbei. Eu m-am înscris și eu la concurs. Și a venit ouă ăla de l-am luat. Da, porumbiță, ce era? Mascul. Mascul. Ouă ăla a venit, s-a făcut pui și l-am dus la concurs. Și a venit campionul pe București, de la Harkov, la 1460 de kilometri. Ia, zi tu. Din orașul pe care acum rușii l-au... Ăla este amintirea mea și acum, așa m-am interesat despre orașul Harkov, pe care ăștia l-au dărâmat rușii. Deci am porumbel venit din Harkov. Așa că... Eu aveam o poveste cu cineva care spunea nu mai avea bani și a luat o pereche de porumbei și avea un vecin care se ducea cu porumbei în Franța. Nu ți-am zis asta? Nu. Nu ți-am zis? Nu. Și când s-a dus cu porumbei în Franța, a zis, vecine, te rog eu frumos, ia și mie porumbei ăștia și dumii, că dacă vin porumbei, îți dau și ție ceva. Și el luase porumbei de 3 luni de zile. Înțelegi? Și a zis, i-am luat porumbei în 3 luni de zile, am învățat la mine cu tare și am trimis porumbei în Franța. Și acum a venit gagiul din Franța peste 2 săptămâni și așteptam porumbei. A mai trecut 1 săptămână, nimic. A mai trecut 2 săptămâni, nimic. Și după 2 săptămâni și o zi, i-a spus vecinul din față, hai mă, vecine, să bem și noi ceva aici în fața porții. Și am băut noi un pahar de vin, mai luat o sticlă de vin. Băi, fraților, și când mă ridic după băncuța aia din fața blocului, din fața porții și mă uit în ulița cea mare, ce credeți, mă? Dar noi ce vrem? Porumbeii mei veneau pe jos. Veneau pe jos și uite atâta bătăile în palmea mea. Avea bătături. Pe jos de frața. Și bă, mă uit pe stradă așa. Bă, veneau porumbeii. Bă, erau așa de transpirați că veneau pe jos. Apropo de, să zic, și o să cântăm după aia un cântec de acolo. Da, diu. Aici, la București, porumbeii, știi, era o expoziție de-asta de până. Și mă roagă un puștan ăsta, 18-20 de ani, așa. Domnul Tavi, am auzit că aveți porumbei, aveți... Stați, nu și mie 4-5 pe la noastră. Să am și o amintire cu numele dumneavoastră, cu inelul, cu... Eu acum zic, bă, hai că îți dau, că zic că am vreo 400. Ce? Vino pe la mine. Când dai 10 lei, păi, că să nu... Că așa, să nu fie grea. Și vine băiatul la mine, îi dau porumbei, pleacă, nu știu ce cu tare. Asta era toamna, așa. Porumbei ăștia zburau la mine deja, erau învățați, ieșiseră afară. Îi trimis, era din Craiova. Se duce la Craiova, zice, domnule, știți unde eu stau aproape de Olt, acolo, mișto, am o terasă de aia mare, vin porumbei cum zboară seara, nu știu ce cu tare. Și, ok, mișto, poate treceți pe la mine vreodată, eu vă aștept. Zic, da, domnule, vedem dacă mă nimeresc prin Craiova pe acolo, nu știu. El porumbei, nu știu ce, și a doua zi, anul viitor, primăvara, ies așa într-o dimineață și văd o porumbiță care venea, stătea pe capacul la intrare, porumbiei mei fiind închiși, ea stătea pe capac așa, atârnată, stătea pe capac. Zic, ce-i cu asta, mă, fi scăpat afară. Când mă uit, porumbița, una din alea, vândute-lul ăsta. Deci o ținuse un jumătate de an, 6-7 luni, iarna, și primăvara am perecheat-o, a făcut pui și am văzut-o pe la cioc, era murdară, mi-am dat seama că are pui, că ei când hrănesc să murdăresc pânările alea albe. Și dacă hrănesc pui, îți dai seama că rămân au pui. Da. Zic, bă, ce vorbești, mă, cu... Am băgat-o înăuntru, zic, bă, acum nu mai știam numărul ăsta, drumul să-l găsesc eu pe ăsta, zic, bă, să spun că a venit porumbița la mine. Le dau drumul la porumbei seara, când am intrat înăuntru, aia n-a mai venit. Direct, Craiova. A plecat. Cum mi-am dat seama că să spun acum cum mi-am dat seama că s-a dus la Craiova. Deci a plecat, peste 2 zile, iar singură pe capac acolo, zic, păi ce-i cu asta?
Și eu scriu un bilet, îi bag la inela și l-am prins cu un elastic și zic, vezi că porumbița vine la mine, tavi sunt. Îmi scriu eu nu știu ce cutare. Da, pentru băiatul ăla care... Da, i-am scris, dar i-am băgat un inel și l-am prins cu elastic. Fii atent. Când ne-am dat drumul, direct, Craiova, nu mai... Și mă sună băiatul ăla, domnul tavi, dă dimineața mâncare la pui și direct... Direct o văd cum o ia așa, dacă îi văd așa când pleacă, am terase acum, am povestit, peste olt așa. Zice, direct București, nu stă la discuții. Deci direct, omul stă că venea la mine, stătea toată ziua. Are GPS ducea... la... Da, dimineața hrănea puii și venea direct la mine, deci din Craiova. Tu-ți dai seama? Da, stați așa. După o lună așa, a zis-o la, bă, închide-o mă, nu mai. Ăla a închis-o. A venit și cu unul din puii după ea. Deci a venit... Și zic, băi, aveam telefonul acum, zic, băi, ține-mă închisă că, domnul tare, n-am ce să-i fac. Mi-a plecat și cu puiul după ea. Și zice, pleacă și masculul cu ea, să duce 10-15 km, că îi văd când pleacă peste câmp. Pleacă când pleacă, ea se ridică singură, pleacă de pe casă, pleacă și masculul cu ea, dar ăla se întoarce, că eu l-ai scos la mine. Și ăla nu vine până la București. Zice, dar pleacă cu ea, într-o zi o să-l aducă și pe ăla acolo. Până la urmă i-a spus, bă, închide și lasă, nu mai, finu, tai aripa, închide-o. Ce poveste interesantă. Da. Hai să cântăm ceva de la Old, fii atent. Romanțat în fa major. Ia, fii atent. De la Old. De la Old. De la Craiova. Asta e. Așa, dă-mi și mie romanțat fa majorul ăla. Păi mă duc să... Da, mă duc să-i să trec la Olte. Păi mă duc să... Păi mă duc să-i să trec la Olte. Cu a mea, cu a mea, cu a mea mândră cu tot. Și la 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 la. Cu a mea, cu a mea, cu a mea. Gotta got to know Tavi Color make show. Yo, Adrian Enache, frate, de te dă pe spate. Au, au, au. Are you ready? Au, au. Păi și podariul, și podariul ceri un zlou. Păi și podariul, și podariul-mi cere un zlou. Hai, Enache. Și pa mea, și pa mea, și pa mea mândră cu tot. Și pa mea, și pa mea, și pa mea mândră cu tot. Ha, 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 ha. Și bam, 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 yo, yo, yo. Gata, bă, ajungi. Dar vreau să... Auzi, vreau să aduci o odă pletelor tale, care erau foarte frumoase și au intrat în istoria muzicii rock, pletele lui Tavi Colon, de la Talisman. Pe umeri pletele-i curg greu. La major romanța. Ia, fiate, îmi place mie asta. Toată lumea zice de pletele alea, dar în cava sufletul stăteam două ore în baie, da? În fiecare săptămână aveam un balsam special, aveam un balsam de descurcat părul. Până l-am descoperit, mi-a rupt jumătate de păr în cap. Și am descoperit balsamul, luam câte o șuviță așa și îl desfăceam. Păi strălucea. Pe urmă, când au început să vină fetele să mă ajute, parcă era mai si, mai era... mă mai descurcam. Și, bă, da, ce mă chinem. Îți plăcea să fii tras de păr? Tras de păr și da, da, da. Și mă descurcau la plete, da. Da. Hai! Ia uzi. Pe umeri pletele curg mlădiei ca un spic de grân, cu șorțulețul prins la brân, o pierd din ochi de dragă.
cu șorțulețul prins la brâu, o pierdină de drag. Până la Constanța. Agă. À la Paris, à le tango, à le tango. Eram mic, aveam 16 ani. Și cântam la un... M-au luat unii de acolo, aveam o formație și în Târgu Jiu. Și m-au rugat niște țigani lăutari. Eu am crescut între țigani lăutari pe acolo, pe la Târgu Jiu. Mari lăutari, adică da, tapotă, cu ăștia, tot, mulți pe acolo. Blondea, ăștia. Da. Colegul meu de bancă, al dracului mi-a spus... Deci, la teorie muzicală, era cu mine bancă. Și la teorie muzicală nu îmi spunea și mi-a zis că el mai știa, îl învăța, eu n-aveam timp, eram porumbei cu gagici, cu altea. Zic, bă, spune-mă și mie aici acum. Nu, nu, făcea, uite așa se pune, zic. Și acum aia am spus, zic, bă, nu ți-e rușine, nu mi-arătai și mie nimic la școala de muzică. În fine. Și cântam la un restaurant din ăsta, o terasă asta mare, într-un parc, bă, frumos. Și eu, ce, câtă muzică ușoară. Dar ăștia țiganii lăutari se luau și după mine. Nu știau ei muzică ușoară. Cântam ce... Asta cu Europe, cu ce aveam eu în capul meu, ce pe vremea aia. Și cântam eu așa cu tare, vine unul cu vioara. Bă, deci nu pot să fiu unul neamarin, a murit Dumnezeu să-l odihnească. La prima dată la nuntă, când m-a luat cineva la nuntă pe mine, vine unul cu vioara. Era un lăutar, s-a uitat de pe bancă, din parc, s-a uitat la noi. Și zice, auzi mă, gagiule. Ce faci sâmbătă? Mă, ai ceva sâmbătă. Dar eu de unde trecut, că nu aveam nimic, adică nu aveam nunți, dar... Ai ceva sâmbătă să te iau cu mine să cânti? Zic, domnul Marin, eu domnul Marin, n-am, eu de unde? Păi, eu, ha, mai ceva că te iau cu mine, câți bani vrei? Eu de unde să știu că... Ce, care în fine, mă duc la... Bă, m-am dus la nuntă, m-a dus tata cu mașina. Era o nuntă acolo afară, într-un sat, afară din oraș.
Și am luat și o chitară, aveam stație frumoasă. Frumos, eram pregătit. Da, cu chitară, aveam flanger pe chitară, cântam cu voce, aveam efect. Ăia făceau țigări. Să mor, ce chila, bă, zgăci, ăsta să moră, dacă nu. Să moră, ce mai ăsta cel mai talent, bă. Dacă vorbesc, ești, bă, eu muream, eu înțelegeam tot de la ei, știi? Acum, făcând școala de muzică, mă luam și eu după ei cu chitara. Dar ei nu știau că eu aveam școala de muzică și... Ei nu spuneau nimic și vorbeam numai de aia. Sos de gheț, semol, țedur, zic, ce dracu zică, ce dracu zică ăștia, mă? Și nu știe ce făcea, îți dădeau cu atâta. Eu cântam alte game. Până m-am prins că ăla, m-am uitat în stânga lui ăla la clapă. Rânc, tonc, fac, mă, pare, dore, sa, famisă. Și m-am uitat, zic, ce tâmpit sunt. Și m-am uitat în stânga lui ăla la bas, rânc, și aia făcea dacu. Ia că și-a revenit Gagiu, ia, unde-i știi, mă? Zic, bă, unde, bă, ăsta făcea? Și-a revenit Gagiu. Bine, și cum cântam așa, da? S-a terminat nunta, bă, două zile am cântat. Și noaptea, mamă, eram lovit în aripă. Vin acasă, îmi dă neamarin ăsta, îmi dă banii. Mi-a dat 1600 de lei. Mamă, ce... Stai puțin. Vin cu banii acasă și mi-a dat, ce luați el ciubuc pe acolo, și de 25 de lei și de 50 și vin la mama, Dumnezeu să o linească pe mama, o mamă, mânânge, pentru mama mea a fost pentru mine deschizătorul de drum în viață. Fie, și vin cu teancul de bani, obosit, era, nu mai întrebea nimic, nu am dat ceva să mănâncă, nu mai știam cum mă cheamă și număra mama. Așa, deci ăștia, așa, ce auzi, dar eu am numărat 1600 de lei. Zic, păi da, că atât, 1600 de lei, salariul ei, bă, pe o lună. Fie, vine tata. Auzi, bă, omule, tu știi câți bani a luat fitul la nuntă? Cât? 1600 de lei. Erau ca acum, să zic, 16 milioane acum. Da. Puțin, 16 milioane. Mă, puțin, 1600 de euro, cam așa ar veni acum, la ora asta. Da. 1600 de euro. Știu. Zice, știi câți bani a luat fitul? 1600. Taică mi zice, haoleu, cum adică? I-ai numărat bine? Da, 1600 de lei a luat. Pa, hai înapoi. Îi duce înapoi bani. Hai bă, înapoi la țigări. Dar ce s-a întâmplat, domne, că am muncit, am cântat. Bă, ai înapoi. S-a păcălit, da, s-a păcălit țiganul. Zice, ai înapoi, că n-am vine aia pe la poartă pe aici să-mi țipe, să-mi strige. Ai înapoi. M-am urcat, bă, m-a certat că, bă, tată, dar nu înțeleg, mi-a dat omul bani, el și-a oprit banii lui. Hai înapoi. Te-ai dus înapoi? Mă duc înapoi. Iată, deschide, lasă-te la blog, Marius. Scoate-l de acolo, că... Nu, e fimiu, stai să-l... Tata, sunt într-un podcast, într-o filmare și te sun eu imediat într-o jumătate de oră, ok? Bine. Hai, te iubi. Te pun, Mario. Fiată. Și... Pune-l pe ăsta să e mai pus buze. Pe sign. Nu, să nu mai vreți da. La bebel de la ce sună la ușă, răspunde Nea Marin cu vioara. La ușă. Tata era... La Marin era mic așa. Da. Da, domnul. Camionul. Zice, domne, hai să-ți explic ceva. Dumneata, am impresia că ai greșit cu banii. Bă, și începe țigarul să spună. Domnul Gigi, îmi cer scuze, îi dau și mai mult, am luat puțin bani acum, dar data viitoare îi dau mai mult. Jur, să mare familie, îi dau mai mult. Ăsta tata s-a șocat. Ce, nu, domnule, bă, stai-mă puțin, că eu am venit să te întreb altceva. I-ai dat 1600. Da, atâta, mă, că ești gura lui. A cântat și nu prea știe până învață. I-a dat așa mai puțin. La tata s-a blocat. Așa-s puțin? Cum adică mai puțin? Că am crezut că ai dat prea mult. Am crezut că ai greșit. Nu, am greșit atâta. Că, na, era și el la început acum. Lasă scuza. El să tot scuza. Și tata, bă, tu n-auzi de ce am venit eu, tu nu înțelegi? Eu am venit că i-ai dat prea mult. Nu e am dacă am ucit copilul, să moară familia, am ucit copilul, a cântat. Domne, cântă frumos, domnule. De la mai tăi, să scape de frică de tata. Da. Și zice, cum și-ai dat-o mie? Da, tata viitoare, jur, să moară familia. Îi dau cea mai, îi dau mai mult, dau 2000, jur. Fii atent, cea mai tare întâmplare din viața mea a fost, am plecat în, de Revelion să cânt, aveam 15 ani jumate. Și înainte de Revoluție. Aha. Și m-am dus să cânt și a venit mare zăpadă și am stat până pe 7. Ma. Și am venit acasă cu 21.000 de lei. Ma. Și când am venit acasă cu banii ăștia, tata m-a luat și m-a dus la poliție. La poliție? Zic că a furat. A zis că nu vreau, de unde i-a luat banii. Deci m-a dus până în fața la urmă. Da, bă, deci... Dar eu nu mai știu să am niciunul. Asta e prima nuntă din viața mea. Adică eu nu mai știu, am 16 ani.
Ăla, tata m-a dat pe semnătorul ăla. Eram eu mare așa, eram un alt, eram... Da. Auzi, mă, dar acum la finalul povestii voastre, vă zic una scurtă așa. Doi țigani erau în deșertul Sahara și mergeau... Apă, căldură mare, nu știu ce, și s-au întâlnit la un punct și... Tu ești roman? Da, ești eu. Și tu ești eu. Hai, ești apă, apă, la care era zis... N-am apă, dar tu ai ceva sâmbătă. Iată, acum fii atent, Tavi, am inaugurat o rubrică nouă, în sezonul ăsta nou. Zice întrebări din inimă. Le spun repede, răspunzi repede și îți dau cadourile. Am și cadouri. Care a fost cel mai dureros moment din viața ta? Când a murit mama mea. Ce faci când ești foarte trist? Nu vorbesc. Când ești cel mai fericit? Ce te bucură cel mai mult pe tine? Deci, cel mai mare... Am descoperit asta de vreo 15 ani încoace. Deci, când sunt în vacanță, eu cu Emma și cu Fimiu. Deci, există o stare de spirit și o bucurie și o fericire că eu am crezut, că nu am crezut vreodată că există așa ceva. Deci mie îmi sclipesc ochii de bucurie când îi văd pe ăștia doi că îmi fac mie farse. Farse și după aia... Și, deci, e o iubire din asta care... Iubirea de copil nu e, nu dau lecție. Dar știi de unde vine moștenirea la Radio Zoo cu farsele? Nu, dar ei se pregătesc și îmi fac farse mie, știi? Dar iubirea asta, eu când văd iubirea asta pentru copil, care este cu totul altceva decât iubirea de o femeie, și iubirea de femeie, și le adun pe amândouă și eu le am pe amândouă. Bă, nu pot să vă explic în cuvinte. Crezi că ești altfel decât te percepe lumea? Bineînțeles. Toți suntem altfel de cum ne percepe lumea. Care este ce eu sunt atât de bun câteodată că par și prost. Și nu că eu nu o spun ca laudă, eu spun că eu mă oftic pentru că sunt bun și ajut și așa, tot eu pic prost. Da, știu, eu de asta mă oftic, știi? Și eu am pățit la fel. Care este cel mai prost obicei al tău? Am foarte mare încredere în oameni. La fel ca mine. Deci am... Și mi-o iau de multe ori. Da, mă rog, asta e altă discuție. Care este cea mai penibilă întrebare care ți s-a pus vreodată? Mi se pune foarte des întrebarea asta. Vin oameni pe care acum 22 de ani am dat mâna cu ei undeva, într-o piață sau la un concert sau la mare. Sunteți sau pe plajă. Și mă întreabă, mă mai știi, nu? Da, dar după aia vine completarea. Zice, sunteți fanul meu. Da. Ei mă întreabă, că, salut, Tavi, știi că am fost noi cu Mircescu la un lucru și ne-am întâlnit? Eu zic, din drăguț, zic, da. Zice, mă mai știi, nu? Ți-e frică de ceva? Ai vreo frică? Da, de avion. Serios? De-aia nu mai merg în turneu, da, în America. Mă cheamă în continuu. De ce să ți-e frică? Că mi-e frică de avion. Cum te vezi la pe? Era să cădem o dată cu avionul și de atunci m-am speriat. Eu fiind pilot de avion. Ai, am uitat să vă spun. Ai făcut la Bobocu, la Buzău? Nu, am făcut la Craiova, planor și... La Deveselu? Da. Și am planor, am condus la manșe. Planor și avion bimotor. Și nu pot să zbor, nu pot să morc în avion. Mamă, deci pot să mă omor, nu pot să mă omor. Ne-am săturat de atâtea zboruri. Știu, am văzut toată America, am fost de 4 ori, deci am fost toată lumea. Nu mai pot David, să zbor. Cum te vezi la pensie? Eu sunt la pensie. De nu mult. Pot să cred, n-ai cum. Ce înseamnă, stai puțin, ce înseamnă asta? Adică să nu mai faci nimic, adică să stai la pensionar. Oamenii, să-ți vină niște bani. Nu poți să spui mie că Tom Jones la 83 de ani nu e la pensie și el cântă în continuu. Are treabă. Deci nu e la pensie. Pleacă în turnee. Da. Păi ce înseamnă în accepțiunea asta la pensie? Adică ai fost angajat la stat, nu. Ai fost angajat la stat și îți vine o pensie și stai și te ocupi de nepoți, asta te întreb. Nu, n-am asta cu, nu știu. Dar fii atent că Mario o să urmeze. O să urmeze, dar nu stau cu nepoți. O să stau, dar nu. Ei cu tine în turneu. Da. Bravo. Dar care crezi că este defectul tău cel mai mare? Te-am prevenit că vine întrebarea asta. Păi da, am spus defectul ăsta, cred că poate să fie un defect ăsta. Am încredere în oameni, aiurea. Sunt prea prietenos. Cred și mi-am spune tot timpul, bă, nu te mai prieteni așa cu oamenii, că oamenii îți dau peste nas după aceea, că își permit. Da, eu sunt acuzat la 2-3 zile de această chestiune. Chiar de fica mea, că îmi spune, băi, tată, ești prost de bun, băi, nu mai te lălăi cu toți, băi, ești cineva, ești eu un brand. Sunt, da. Zic, doi, așa sunt, așa am crescut, asta e educația, stai. Păi ce... Apropo de faza asta, e mică, e scurtă. Deci, când construiam casă, că am vorbit mai devreme cu casa și... Eu m-am dus, muncitorul zice, domnul Tavi, nu mai plecăm, că ne e foame. Zic, da, bă, că mă duc eu și vă cumpăr acum. Și ce zic, ce să vă iau? Și zice, e cald, luați niște pariză de la rece. Și un pariză rece,
Pariză, mă, la mine în curte îți dau pariză. Deci nu mai ai domnul, pariză. Dar nu vrem mâncare, nu vrem de-aia, nu vrem nimic prin ta, nu vrem. Pariză de la rece cu niște roșii de la rece de la frigidere așa. Și eu, așa. Și eu am venit și să vezi ce am făcut. Am luat două găleți, am făcut o, am improvizat o masă de aia cu un carton din ăla așa și și am tăiat roșiile, am făcut pariză, nu știu, ăia s-au spălat pe mâini și eu m-am așezat la masă așa pe o găleată și stăteam și așteptam să vină să mănânce. Și stăteam și mâncam așa pariză cu colț de pâine așa și cu roșii. Rece așa, dacă așa mi-au rugat, m-au zis, așa am luat de la frigider, rece. Și că a venit înăuntru și stăteau în picioare. Și zic, eu mâncam, în timp ce mâncam, păi nu, stați, nu, să mâncați. Domnul ta, vine e rușine. Bă, sunteți întâmpiți, ce aveți, bă, cum ai că vă e rușine? Păi stăm cu dumneavoastră la masă. Zic, bă, sunteți nebun la da, cap, da, da, stăm da, aici pe găleată și da, mâncă. Da. Le făceam sandwich-uri, eu le făceam, le făceam, ia și tu, ia și tu. Dar spune-mi, care crezi că este defectul meu cel mai mare? Tu ai impresia că mai ai nevoie să spun eu care e defectul tău? Da, da, toată lumea îți spune asta. Sunt curios. Ești prea dilimache la vârsta ta. Deci te dai un spectacol de multe ori când nu trebuie. Se faci pe nebun, așa e, diliman, ești. Păi nu, dar eu așa... E prea mult. Așa sunt eu. Am înțeles. Dar e prea mult. Ia doar că zice prea mult. Mamă, e bună asta. Este prea mult. A zis că ești prea mult. Ai foarte multă energie, dar ești prea mult. Dai pe afară. Dar așa sunt eu, Tavi, nu fac niciun efort. Mă crezi? Dar eu știu asta. Tu m-ai întrebat acum care e defectul tău în virtutea faptului că oamenii se uită la tine. Da, da. Cu mine poți să faci ce să mergi în buze, în mâini, în cap. Eu te cunosc de când sunt mic, nu mai știu. Da. Suntem de atâta vreme... Poți să faci ce vrei, că eu știu și corect, eu te înțeleg. Și eu te accept și mie place cum ești. Da. Dar eu îți spun când te duci, nu mai faci așa. Da. Ești, dai pe afară. Corect. Deci, eu sper că m-ai întrebat, că nu eu pentru tu, nu așa mă întrebi acum că se uită lumea la noi, nu pentru că nu știu eu că ești tu. Eu știu cum ești. Ai fost sincer, îți mulțumesc că ești un prieten și un coleg desăvârșit și acum vine momentul sponsorilor, pentru că o să beneficiezi și tu, hai să vezi. Lumea uitându-se la podcastul meu a început să asocieze imaginea cu imaginea noastră, le-a plăcut ce au văzut. A zis, băi, ești fin, ești drăguț, ai multă energie, așa, nu mi-a zis că sunt mult, a zis că ai multă energie. Urmezi, da? Și zice, și ne place ce faci, că nu intrim cu bocanci în viața, ai numai invitați valoroși, voci mari, artiști mari, nu de aia contrafăcut și ne place la tine. Și au venit alături de noi. În afara celor pe care iubesc cu toată viața mea și îi știi pe... O să cântăm împreună. O inimă sănătoasă iubește mai mult. Și tu refrenul. Farmacia inimii, Catena. Gata, mulțumesc, păi, Catena. Da. Mulțumesc rețeaua medicală Probios, am un cadou din partea lor. Dar ce, despre ce vorbeam? Cei care s-au alăturat sezonul acesta... E vorba de cei de la Flowers Market Holland. Este primul cash and carry din floristică, mai ales că tu ești pasionat de flori, cu un spațiu de 2500 de metri pătrați amenajat la standarde europene, unde găsiți tot felul de varietăți de plante și flori tăiate cu accesorii florale. Deci când ai nevoie să faci un schimb de experiență, băieții de la Flowers Market Holland. Iar acum, fii atent, vine primul cadou din partea firmei Shield Up, care este un concept românesc 100%, care permite producerea pe loc în magazin a foliilor de protecție pentru telefon, ceas, tabletă, navigație auto sau alte display-uri pe care vreți să le protejezi. Dar tu primești, nu trebuie să te mai duci în magazin, tu primești un kit și ți-l faci singur, îți pui singur folia. Așa, e un cod QR acolo, îl scanezi și îți dau toate indicațiile. Deschizi kitul și îți pui folia pe ce vrei tu. Și pe ceas? Pe ceas, pe telefon, da. Da. Și lui Mario. Ce da. Mișto. Deci, Shield Up, primul concept românesc care se ocupă cu așa ceva. Bineînțeles, vorbim și de mașini. Este CNC Automobile, prietenul meu Nelu Constantin, care ți aduce mașina din Germania, folosită doar de parlamentari germani. Deci eu mi-am putut să-mi iau o mașină care costă în mod real 119.000 de euro, 120.000. Mi-am luat-o la jumătate de preț, nu mai puțin de 42.000. De ce? Că aveau kilometri făcuți doar de la Berlin la Bruxelles, doar de politicieni care merg doar cu șoferi. Mașina e nouă-nouță. Dar pentru că avea 70.000. Ema, și caută mașină. Păi gata, am rezolvat-o. CNS Automobile, Nelu Constantin, mă sun, îți fac legătura și te duci și ți-ai mașină. Ți-o ia pe a ta. Și dai doar diferență în leasing.
A, da? Te cinste, hai la live-ul lui Enache. E raiul lui Enache. Și leasing vrea să și aia. Și leasing. Leasing next door to Alice. Leasing next door to Alice. Asta-i fata. Leasing next door to Alice. Așa. Și pentru că a venit momentul acela cu cadoul care o să-ți placă. Da, mai ai cadouri? Păi, ce, dacă te prețuim... Și veneam de 4-5 ori pe lună. Auzi? Fii atent ce de la clinica, rețeaua medicală Probio, este o rețea. Pentru că dacă ai să ajungi acolo, să o pui pe Waze, rețeaua medicală, și te duce Waze-ul direct. Aha. Ei se află pe splaiul Independenței 202. Este cardul Royal Black cu care beneficiezi pe viață de analize, scanare, tot ce trebuie, tot ce trebuie pentru tine, gratuit, iar pentru membrii familiei tale, 15% gratuitate, pe viață, în fiecare an, dar pe viață, când am. Și o să te bucuri pentru că o să fii scanat la cele mai înalte standarde clinica, rețeaua medicală Probio. Ia ce, citește ce scrie pe card. Da, ce crezi că eu văd? Vezi că spune acolo ce scrie. Oh, călugărul Silviu Octavian Royal, miau, 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 probiotic, foarte. Deci fii atent, analizele în fiecare an în valoare de 15.000 de ron. Ai nebunit? Da. Așa mult? Nu, 1500 ron, pardon, scuze-mă. 1500 ron, în valoarea asta ai și reducere de 15% pentru membrii familiei. Pentru membrii. Cu cardul au ăsta. O rețea de 24 de specialități medicale și două laboratoare de analize uzuale și de biologie moleculară, Tavi. Deci la telefonul îi găsești la 6464, ca așa e. Am aici? Da, și a, da, am. Ai. Și să zic că au fost mulți colegi de ai noștri cu părinții, chiar dacă n-au avut ei probleme, și s-au scanat și ei și-au văzut, unii credeau că sunt sănătoși. Ei, li s-au descoperit niște chestii pe care ei nu știau și acum se tratează de acele probleme. Deci tot ce vezi la noi este cu dragoste, din dragoste pentru invitați. Ești invitatul meu, ai fost și rămâi invitatul mulțumesc meu la frumos. Masa mea, oricând. Tavi Colan. Și dacă auzi, nu a cântat aia cu nașul, cu nașul, cu... Felix. Nu, mă, hai să cântăm aia, că plecăm în Grecia acum. A, asta în Grecia, da. Hai, mă, să cântăm asta. Alu Nikos Vertis. Hai să vedem. Mulțumim, Tavi Colan. Nu e asta. În felul n-am eniosit. Dar o știu și pe aia. Așa o cântăm? Ți-o da pe tango așa. La căsuța albă. La 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 la. Yes, yes, ela, 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 ela. Ticanis Policala. Eso está mi cola, el pame, pame. O dă din floricici. La feresta vratia posmiso pumetin morun huseo asi felon nasedo tomologo. Alitet hia nichtas mi merasi. Da 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 da. Para da ela ela. Na la ela ela. Iauz. Felo na meniosis. Na mi me progosis. Felo na sakuo na mules. Pos magapa. Θέλω να με νιώσεις, να μη με σκοτώσεις. Ες πως δες τελειώσα νόσα σαν για μας. Γεια σας! Κιν με σούνε φάτα μέα, λύσε ρουπή νήμα. Κιν με σούνε παιά του, λούμε νούγε άλλου του. Când mă sună fata mea, îmi crește adrenalina. Când mă sună băiatul, în lume nu-i altul. Este...
știe sores post metro. Sabligue sto sto mamu e pano. In eto se spedo nacedo. Cadene si smios o capefano. Wara diri da na 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 Espos des delios anos ahi sa llama. Mulțumim frumos! Ai faristopoli! Bine, Paule! Opa! Alo! Lasă un pic! Doamnelor și domnilor, iată încă o ediție de pus în biblioteca dumneavoastră video Tavi Colin. Da, ela, ela. Ce zice de la Pireu? Maria Meta Chitrina, eu n-agapas calitela, Maria n-agapas calitela, eu n-andrasui con Andralia. Maria Meta Chitrina, eu n-agapas calitela, Naga Pasca litera, io non andrà subito in Italia. Non andrà subito in Italia, o in con altri a capirlo. Naga Pistolto Marmaro, o in con a calitera. Asta e! Ti-am făcut frumos! Acum ai venit! După ce am învățat piesa. Stai că am învățat-o, știi acum. Mai facem o ediție. Mai facem o ediție. Mai facem. Da, 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 nu sta departe. Vino la life-ul lui Enache. Noi ți-am cântat să-ți ajungă. Cu noi a fost Marle Paul Stângă. Nu nectar și nu dulceață. E cea mai, ai cea mai frumoasă față pe cuvânt. Și acum vine. Da, pa, pa, pa. Cu nectar și cu polen. Ne-a cântat Tavi Colen. Asta nu sta departe. Ai fost la live-ul lui Enache. Dragoste și sănătate de la Gașca. Lui Enache, bravo, Tavi!